Am mers de la bun început single cu single, release, remix, uh, rahat, uh, cacat, nu știu ce, știi? Și la final, și nu zic că te oprește vreun uh, polițist și n-ai ce să-i dai să... Uh, nu mă refer cum era pe vremuri. Uh, bă, dacă când îl ții în mână, bă, când... Piesa de-aia pe fundal Titanic, da, din Titanic. Păi când îl iei în mână, păi îți dă o, știi, fără... Chiar da, simți nimeni, că nu e, o, e o chestie care e fincită, gândită, da, da. construită și știu unde am fost în ultimii doi ani, știi? Gata, domne. Este corect. S-au făcut și disclaimer -le de dinainte de filmare, tot ok. Hai să treci, bonjour. Te salut. Uh, hai să lămurim care-i treaba asta. Stăteam și vorbeam cu ochiul, noi cu FCDNB-ul fiind semnați la el, la agenție, la furor de acum. Și vorbeam, zic, Bă, ar trebui despre cultura dj ului în România. Noi nu avem cultura dj -ului. România e o țară care nu are cultura dj ului Și pot să explic și de ce. Zic, n-ar fi rost să fac cu un om din zona asta de DJ producători dar neapărat producători mă interesează, din mainstream, să vorbim exact despre cultura DJ-ului în România și cum e perceput. Și mi-a zis, bă, cred că Manuel ar fi omul cu care și-am zis, ok, sold. Îi i dau ceva de mult. Mai ales că o, uităm, 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 nu stai liniștit, nu e. De ce? O, ca să lămurim și cum s-a ajuns aici. E o chestie care mă interesează. Voiam să vorbesc cu un coleg de breaslă dintr-o zonă mult mai mainstream decât aia în care am activat eu. Și tu ai avut vreo trei reiterații, de astea artistice. Că a fost demo. Trei, da. Băi, demo era trupa, deci dacă vă prindeam atunci, vă strângeam de gust deci era... Dacă ne prindeai și îmbrăcați în costumele alea da, mă, de băi, găină. Deci era ceva. Da. regres ceva din perioada. Nu, demo. am avut perioada când am regretat. Ori acum mi se pare atât de mișto și o cărămidă care a contat atât de mult uh, ulterior, dar uh, imediat după, da, am regretat și uh, eram jenat de toată povestea, știi? Ori acum mă uit cu amuzament. De ce Stai așa un pic. Păi era departe de... Eu veneam din zona rock. Așa. Am cântat... Uh death metal, doom metal da, mă, și toți am venit din zona rock. Uite te la tricou, toți suntem metalici, <laughs> de fapt. Ochiu e rocker și toți suntem metalici. Toată lumea. Chelu e metalist. Toți suntem metalici, de fapt. Biță e metalist. Da. Toată lumea Și pe e afară e la fel. Cred că jumate din mari DJ-i, ăștia, mă rog, din dj super populari, vin în rock. Um, și cumva se băteau cap în cap, știi, ce făceam cu demo cu ce făcusem 5 ani mai devreme. Pe de altă parte, era un exercițiu pentru mine de, de producție de muzică electronică pe care eu îl vedeam complet altfel decât ce se vedea pe TV, știi? Era exercițiu, era muncă în spate, știi? Deci ai fost se lau din prim. Da. <laughs> Mama, am început sus. Uh... Și cum vedei tu, adică când ai apucat de făcut muzică electronică? Gândul tău, prima dată, presupun că era destul de departe de ce s-a la demo. Categoric, doar că bă, mintea și mâna lucrau independent, nu se întâlneau, știi. Ce auzeam eu în cap era una, și ce ieșea pe boxe, bă, ai văzut ce era. Ulterior, însă, cred că mi-au luat vreo. Trei toate albumele Așa. <laughs> să ajung mult mai aproape de ce voiam să fac. Spre final, albumul 4, parcă de la demo, băi, sună interesant, deși și al doilea e, e bă, departe și pentru vremea aia bă, foarte, foarte avansat și o spun cu mâna pe inimă și bă, semnez de desubt. Bă, cred că primul a fost rateul cel mare și al treilea unde nu știam exact încotro să o apucăm. Dar albumul 2... La al treilea a intervenit și criza aia, că a avut să și nu știam exact. să replicați Exact, asta s-a întâmplat. Nu știam încotro să o apucăm și uh, cumva orice făceam părea că nu e suficient de bun și nu lovește unde loviserăm deja un an înainte, știi? Da, mă, asta s-a întâmplat și la Crash, asta s-a <coughs> întâmplat și la... Cine a mai fost? Da, nu te învață nimeni în cum fac... să gestionezi crizele astea și le iei în piept, le înveți din mers, dar le înveți în și timp. era și muzica românească într-un cu totul alocat al atunci. Corect. Păi și cum arătau concertele demo? Mamă, era dezmăț. Um... Noi am avut un șoc pentru că noi când am scos, uh... ok, primul album să zicem că a fost de sacrificiu, deși a mers foarte bine și ne-a luat prin surprindere și oriunde mergeam în București, auzeam caseta la orice tarabă și eram wow. Eram șocați. Am venit repede cu albumul 2, pe care era 7 zile de optori. Piesa uh, Piesă cu care cumva noi nu eram pregătiți să scoatem piesa aia. Am pus-o pe album, am făcut-o... Trebuia să livrăm albumul uh, la Duracii un anumit... La, Alma Artex. Cărturești. Așa. Așa. Uh, trebuia să livrăm albumul și eram cu o piesă în minus și în ziua întâlnirii, în ziua livrării, ne-am trezit la 7 dimineața și până la 12 am avut piesa. Asta a fost 7 de doctori. Evident că am pus-o ultima pe album și când ne-am dus la meeting, la audiție, un pic jenați, nu mai știu exact care dintre noi a și ieșit din camera, a zis nu pot să asist la reacție, că o să fie, o să fim măcelăriți. A trecut un observată la listening, doar că la un dat a început să sune, după lansarea albumului, a început să sune telefonul și noi am început să plecăm în concerte zilnic. Și nu știam ce se întâmplă, că nu cântam piesa în, în concert, concerte, știi? Și la un dat ne întreabă cineva, dar noi v-am chemat pentru șapte zile de opt ori și voi nu o cântați. Ah, păi nu ne-am gândit că e interes. Hai să o cântăm. Am pregătit-o de la următorul show, am cântat-o și efectiv am rămas șocați, cred că am rămas înmărmuriți pe scenă de reacția publicului. Sala sărea dintr-o parte în alta, nu înțelegeam ce se întâmplă, a fost fabulos și bis și bis și bis și bis, cred că am cântat piesa aia de 5 ori. Dar stai un pic să ne întoarcem la treaba, că tu veni din zona asta de metal, de dum, de ce dracu era, perioada aia toată lumea voia ori hardcore, ori trash, nu știu dacă mai ții minte. Eu eram da, pe dum că mie îmi plăcea mai melodios așa mai. Așa, da. Da, curenta pe tot, stai pe un negativ, când am văzut ce câte gagici rupea ala și... Tai pe un negativ care se ducea la Jerry Springer în Știi că a era nelipsit la toate emisiunile ah, alea nu, de scandal. Le găsești și acum pe YouTube, era băiatul ăla. Normal că îți plăcea Doom, că aia, ăla era metalul de gagici. Am înțeles. Ok. Bun. Uh, păi și venind din zona de dum ai zis bă, mă apuc și fac muzică electronică comercială. Uh, a fost o... niște ani buni în care am studiat chitară pe bune, adică... Uh, Aveam în gașcă prieteni care aduceau din Canada, din state, partituri, reviste. La noi nu găseai mai nimic pe vremea Mi-am și acum, cred că unul din primele cursuri de chitară făcut de Nuno, de la extrem, de Da, da. Doamne, când am dat... Nu mai că dacă ăla a fost momentul când m-am lăsat de chitară, de fapt, că la un curs de la Nuno, ori te apuci, ori te lași. E nu e cale de mijloc. Dar cam cu asta lucram, adică studiam partituri, în afară de joia când ieșeam la rocotecă, în rest nu ieșeam, stăteam în casă și studiam chitară. Cred că la un dat mama mă bănuia de tot soiul de drăcovenii, știi? Dar îmi făcea plăcere, stăteam 8 ore, 6 ore pe zi și la un dat am simțit că mi s-a blocat mâna și nu reușeam să trec peste un, un anumit prag. Tu n-ai uh, dat peste casetele alea lui Ingve Man, peste? Ba da, ba da, da, nu, nu mi plăceau. Alea cu au, nu plăceau, nu mi plăceau. Ah, okay. uh, eram pe Satriani mai degrabă decât așa, pe Așa, alea mai da, mai exact, risit. Exact, Ok. Uh, alea care dacă mergeai la discotecă începea slău așa, atingeai și un cur și o țăță, știi? Uh, până De să intre solo astea. Tu mai ții minte o albumul Drum and Bass al lui Satriani? Ah, uh. Stai așa, Engines no. of Creation, hai că-i zi 98. Da, numai încoace, da. 98, 99. Nu, Hit Crystal Planet sau Surfing with an Alien. Așa, așa Surfing with an al Alien, da, aia era, Asea, era Aveam exact partitura, dar nu mi-am mi permis să mă ating de ea, că mi se părea un sacrilegiu. Da, uh, practic uh, a intervenit blocajul ăsta. Simțeam că nu reușesc să, să duc sunetul unde îmi unde doream. Și cumva am început să fiu interesat de, de muzică electronică, de sinturi, de computere. Prietenul meu, Silviu, cu care am făcut demo ulterior, era foarte pasionat de computere, fratele lui la fel și aveam tot timpul la îndemână tot soiul de softuri, Reason, Cubasis, că încă nu era Cubase. Da, uh, nu, nu, nu. Cakewalk. cakewalk care? Cu, ăla, cu ăla am început și, de fapt, primele demo sunt făcute în Cakewalk. Tu n-ai fost și înainte am deci în mai fost... N-ai un... prins impuls tracker, fast tracker? Fast tracker, alea. Fast fast track tracker am lucrat, da. Cu ăla am început, de fapt. Ăla a fost primul. Așa. Și cântam pe, pe keyboard, pe tastatură. <hlie> și stăteai și scrie parametrii da. de, de low-pass. De... Dacă voi trebuia să scrii parametrii. Să duce low pass de acolo până da. acolo. Așa. Da. Hai. da, dar mă fascina bă, zona asta și faptul că la finalul zilei din tastatura computerului bă, suna cât de cât a muzică m-am dat. Nu sună bine, dar suna legat. Ceva era, da, 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 absolut. Uh, cred că prima oară când am simțit că sună bine uh, un soft, a fost Reason. Uh, și l-am prins de la primul. Da, deci a fost ceva... Ăla, acolo chiar m-a dat peste cap. Uh, de fapt, albumul ăsta, doi demo de care spuneam că suna cumva avantgardist pentru vremea lui și când l-am lansat, toată industria m-a sunat să mă întrebe ce scule pe lămpi ne-am luat și, de fapt, era simplu sound reason, nimic, nimic în plus. Are lui și cu da. preset-urile alea, bă, sunau, sunau alea... fabulos. Da. Uh, mă rog, și am, am, am devenit foarte interesat în zona asta. Nu renunțasem la chitară. Încă mai încercam să integrez chitara în în uh, piesele uh, astea dense, dar nu suna, suna ca dracu, că eu eram că încăpățeam să folosesc chitară cu distors, adică suna ca o struțo o cămilă de asta, de îți să fugi, știi? Bă, apropo de confuzia aia care a fost mare să în muzica dens și de faptul că toți erau rockeri, chiar și ea care făceau dans, voi mai țineți minte, că mai vorbit despre asta, mai țineți minte piesa Kefu? întreb și Chefu de la Genius, la care e cheful, e nu știu ce, e pula mea, ne distrăm, ne bem, spargem, nu știu, și la un moment dat solo de chitară. Deci este... Băi, n-avea niciun sens solo la ăla de chitară. Cred că la e Alex Perrin, dacă nu mă înșel de la Timișoara. Cred că ele. Care a avut treabă și cu Neurotica mai încolo. Mă rog, n-a fost membru Neurotica, mi se e producător sau... Păi cred că uh, majoritatea trupelor ordens uh, se foloseau de studiourile ăstora din rock. Că și noi uh, făceam, până să ne facem propriul studio... Mergeam în studiouri și trăgeam multitrack pe casetă, pe magnetofon, pe da, da, da. te era la îndemână atunci. Dar trăgeam cu uh, oameni, cu ingineri din rock. Și îți dai seama că toată lumea mai venea cu câte o băie, ea încearcă mă, și o... Dar este că acum, când ești pe la cântări sau pe unde ești și vezi că sunetii sunt rockeri de-aia bătrân, stai liniștit? Este exact. Deci am avut la Arad de curând, nu știu, un clubul flex sau ceva și era rocker de la bătrân 60 de ani. Știa doar Dire Straits și ACDC pe de roz. Durea pulă de ce cântam noi ce am și când l-am văzut că el la sunet am zis a, vreau să fie foarte ok. Nu mi-am făcut nicio <laughs> nicio grijă. Adevărat. <coughs> Bun, și te-ai apucat să faci muzică electronică comercială, dar nici măcar că e pop-dance, nici demo. Când a apărut demo prima dată? Demo a apărut, primul album, 2001. Cum a, a doilea... fost marketat? Păi, un... de fapt, pentru că eram eu, Silviu și Ana Maria Ferenț, logică toată povestea s-a învârtit în jurul ei, pentru că era super atrăgătoare... Bă, hai, candy, fată frumoasă... Ceva, tână așa. Uită lumea la e, și normal. atunci toată lumea ăștia de la label au zis bă, stai un pic, uh, hai și voi, nu zic dar uh, focusul lucru care nu avea nimeni nicio problemă uh, doar că asta cumva a cântărit mai mult în imaginea asta de trupă, cheesy, pop, uh, whatever știi? Uh, dar dacă ascultai pe spate sound-ul, nu prea se pupa. Erau chestii care se băteau cap în cap, știi? Că mai încercam, ba un bit de jungle, ba un nu știu ce, bă, nu ne mai fugeau mâinile, știi, pe diverse și urechea. Dar nu se potrivea cu ce bă, ajungea în final pe TV, știi? Păi și ce a fost o problemă asta? Nu, că nu, eu, mers. cu atât mai mișto a fost că eram cumva deosebiți în tot peisajul ăla, știi? Îți mai dau un exemplu, albumul Roz de la Jojo, pe care dacă l asculți, bă, este Gerici. Este UK exact, Gerig, Exact, exact, exact. UK da. Gerici, tu step Budrițan sau nu mai știu cine l-a Budrițan, produsat, unul Am să ajung și la el <laughs> cu da, povestea. Bud Budrițan Future Groove este domnul ăștia mai hipsteri, mai bătrâni, cred că ți-mi proiectul Future Sound of Guță. Cam despre asta. Cam pentru asta ai cunoscut Budrița. Mi îmi plăcea fi cel grup foarte mult. Budrița ne-a făcut unul din uh, clipuri, uh, cred că de pe primul album, uh, și ne-a adus se numeau CD-urile de sampluri. Da, Go, uh, Goldmine. Goldmine, frate. De la 1 la 5 sau nu știu. Goldmine fucking... de la 1 la 5 avea numai jungle și beat. Exact. Mamă, și de acolo a început nebunia, pentru că eram cu alea pe ripit și se împlam din ele și decupam și tăiam. Era ceva, era, ne-a schimbat viața, efectiv. Dar zici că albumul ăla a fost făcut în Reason? Bă, voi cum puneați vocile în Reason? Sau exportați în din Reason? Da. Trăgeam vocile pe primul album în uh, pe al doilea în Cubasis dar veneam cu tracul făcut, făceam toberei în sinturile în Reason, le adunam. Așa. era o întreagă nebunie. Dacă vrei să schimbi un Te eu mai încolo, uh, Siri. Așa. Dacă voiai să schimbi un uh, fus, îți lua trei zile, că nu mai știam, stai așa că am făcut acolo, am de să exporti doar da, știu. Erau era un... foarte Și plus că computerele erau slăbuțe și trăgeam vocile în Cubase, după care luam tracurile, le mutam în Soundforge, compresie EQ, le aduceai înapoi, parcă că nu ținea computerul să pui plugin-uri pe track și așa mai departe. Și era un întreagă nebunie și atunci normal că ne lua șase luni să facem trei piese, știi? Nu aveam Da, 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 nu, salvam, aveam zeci de versiuni salvate la un, proiect. Era cam să Era o, Era o nebunie. Dar era fan și cumva ținea și mintea superordonată și tot timpul eram conectat la ce făceam acolo și eram ca un computer la vremea aia, știi? Acum sunt uh, ok, mult mai simplu și nu mai ești nevoit să, să ți le ții așa. Bun, și atunci demo a fost marketat ca trupă de asta, de pop cheesy. Exact. A trecut perioada demo. Am încercat o maturizare pe la albumul 4, sună mult mai matur, sound mult mai matur, dar nu e nimic ce acolo cum erau primele, cum cu nevinovate cum erau primele, știi? Că de fapt cred că nevinovăția nevino a cântărit foarte mult ce... Cam doar Exact, a adus, a adus succesul, știi? Dar uh, proiectul a mers în continuare până prin 2006 lejer. Adică cu, cu uh, concerte, turnee și așa mai departe. și, după și noi fi... încă făceam bis... Până în 2005 am făcut bis la... Șapte zile de ori. încă era piesa de rezistență. În 2005 am lansat o piesă atât de tare, se chema, plină de sinturi și de. adică pe producția aia chiar e. pentru mine era un, un, o mare mândrie la vremea. Și acolo lumea o cerea pe aia la final și eram mândru că, în sfârșit, după 5 ani, am reușit să schimbăm piesa de bis, știi? Dacă ar fi să fie o trupă să fie corespondentul extern, adică că la român tot timpul e chestia asta, adică demo ar fi fost varianta românească a cărei trupe de -a. Păi, ascultam niște piese, din, niște trupe din Suedia, sper mea nu mai amintesc uh, numere, dar dacă aș face un mic research uh, îți spun, uh, le ascultam și nu copiam, că nu aveam chestia asta, adică eram, chiar fugeam mai mult decât era cazul de... de bă. bă, mă scuzi, o piesă cum e șapte zile de opt ori, n-ai de un să o copiezi. Așa, adică, băi, era... Ai o piesă, e genul de piesă și trebuie să recunoști care este so bad that is good. Exact. Și făcută și, a, făcută și atât de repede încât n-aveai timp să o da, 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 exact. gândești prea spus, mult. Știi? Da, nu. Adică noi când eram în sesiune, noi între noi eram, nu, nu contează, dai că uite că trebuie să plecăm cu masterul. Asta a fost... Foarte interesantă film. chestia. Deci aia este, în da. continuare, cel mai mare hit. În secunda asta, în fiecare weekend, primesc filmări, telefoane de la partiuri, noaptea, de am țin telefonul închis, cu șapte zile de opt ori. Piesa e, din nou, în trend... Da, mă, oricum, noi am intrat într-o zonă de asta un pic dubioasă și supărătoare de nostalgie în care se glorifică niște acturi care al căror mare farmec e exact cum spuneai o inocență de asta, adică o candoare care era specifică vremurilor lor, că era tot într-o fază incipientă. Acum, mai mult dincolo și, din nou, nu vreau să par un satrap, dar o să fiu. Dincolo de o valoare sentimentală, Absolut, nu e, nu, adică. Și au și noi, nu, nu o pune nimeni. Trebuie adică să fim realiști. Nu absolut, e. absolut. doar că cum îți spuneam la început imediat după eram cumva jenat de de outcome-ul respectiv. Acum mi se pare că a avut sens, a avut, știi, a fost o chestie naturală, o, o de evoluție de fapt, de o ce a fost. Ce da. mă distrează pe mine este că background-ul era unul Adică mă scuz, de la nuno până la șapte zile de opt ori, bă, e ceva da, distanță. Da, da. În contextul în care, apropo, acum două săptămâni, am, am dezgropat eu cutiile cu casete cu astea și am găsit și pornografii printre ele, apropo, că tot vorbeam și am reascultat albumul ăla și mi-am adus aminte de ce îmi plăcea atât de mult, adică și pe casetă, pe, pe o hipsterală de asta absolută, adică Distanța e foarte mare, că da, mă distrează foarte mult să trec în revistă și influențele astea. Deci, domnul care a făcut piesa șapte zile, doctor, una din influențe, nu, nu, de la extrem, typo negativ. Pantera, chiar Pantera, chiar de curând am reascultat, mă rog, așa, ca o... Mai poți să mai asculți Metal 95 cu plăcere? Doar alea uh, pe care mi le amintesc, uh, alea pe care le ascultam atunci peripit, uh, eu cred că am început cu Manor, de fapt. Uh, evident Metallica. Apoi, uh, cumva, mi-a plăcut Nirvana și apoi am descoperit am început să descoper uh, trupele astea un pic mai, mai agresive și am, am rămas pe zona aia. Uh, le ascult în continuare, din când în când, îmi plac. Uh, Nu-mi place să ascult trupe de atunci pe care nu le știam și am încercat să ascult trupe noi și cu greu reușesc să mă, să mă conectez la, la ce aud. S-a schimbat foarte mult și landscape-ul din metal, stai liniștit, adică acum ai altceva. Inclusiv băiatul ăsta de la Dark Throne zicea, dacă tu mai faci trupă de black metal în 2023 sau, mă rog, era în 2021 interviu văzut, în 2021 și tu mai crezi teologie, ești un cretin, adică zic eu care am Darktron, noi am inventat. Cu Mayhem, oh. noi am inventat. Asta, adică noi suntem aia. Și zic eu că nu e ok. adică. Pe de altă parte, uite, Pantera am reascultat recent, dar abia aștept să să-i să, să văd. Mă rog, în formula în care s-a plăcut. Așa, băi, Pantera, inclusiv Far Beyond Driven și Vulgar Display of Power și Cowboys From Hell, sunt niște albume care au îmbătrânit extraordinar de bine. Am pus de curând uh, Cemetery Gates <coughs> doar din dorința de a reasculta solo-ul ăla care este ceva... la care e un pic atonal, așa. Da, da, dar este ce mi se părea fabulos și rămâne în continuare pentru mine un etalon în materie de solo de chitară. Bă, cam așa e. Dar uite, asta și Nirvana a zis. Și mai sunt din perioada niște albume. In utero de la Nirvana l-a făcut de Steve Albini. Uh, Rage de the machine, producție foarte timeless. Da, nu știu dacă observat. Corect, corect. Adică s-a scăpat de niște convenții de astea de ale producției din anii 80 -cu și pe rămân pe, pe cu multe bă, bă, domenii bă, etalon de, știu eu, miking, de bă, EQ, de nu știu ce, adică au rămas de atunci mai zim tu album, zime album de rock care să sune mai bine decât Back in Black. Ca producție, lasă, că îți place, nu îți place mult. Ca producție. Nici măcar ei. Nici măcar ei n-au mai sunat atât de bine. No. Da, uite, mare dreptate. Sau Metallica 91. Mă rog, au același producător, că e Bob Rock ăla. acum e altul. Acum e altul. Păi nu, 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 Metallica 91 cu Back in Black. Nu e acela. Ah, da, 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 corect, da, corect. Da, da. Credeam că zici că de nu, astea acum da, recente, au da. producători. Au tot apărut. Sună sună prea corect, prea... Mă rog. Și Metallica, de exemplu, acum mai nou încearcă să uh, recreeze sound-ul ăla de pe, din 83-86. Master 86, Puppets, 86-84, Ride the Lighting, ca au elemente, multe elemente în, comun, da? Nu mai e. Rifăraia e acolo, dar nu e acolo. Exact, exact. Eu vorbesc și de asta ultimul, de 72 Seasons. E iarăși aceeași chestie, exact. E iarăși aceeași chestie. Băi, aveau inocență, aveau, știi, veneau cu o chestie... Băi, și n-aveau timp, că am mai, citat eu o interviu asta dat de The hateful, n-aveau timp și dacă apărea o idee proastă muzicală, o frază, o rejectau complet până venea alta ca, să, ca atunci la studiu să meargă tot oață. Acum, cumva fiind și bagabons bătrân și cu experiență, chiar dacă o idee nu e atât de bună, reușesc să o integreze. Sună coerent, sună, dar nu mai e... Da, Fix inocența aia, dar apropo de producția Timeless Sunt, fiecare decadă De asta muzicală are niște Convenții de asta de producție Și poți, ascultând o, Un gen muzical Sau o trupă, cam poți să-ți dai seama În ce perioadă era, cum e Eurodance-ul ăla 90 care este Mi se părea sinistru atunci, dar acum Mi se pare oribil, dar dreptul, adică Vai doamne, cred că o omenirea morală a, a avut niște polțe grele de plătit cu tot curentul ăla <laughs> de Așa Noi încercam să le evităm, ne mai scăpa piciorul acolo vrând nevrând Asta voiam să zic, că demo era destul de Eurodance Da, dar uh, cumva uh, încercam să să evităm sound-ul ăla, fiindcă ne zgâria și pe noi, știi uh, Întrebarea da. mea este, în timp ce se lucra la demo, muzica care se asculta acasă care era? Adică, păi, ascultam uh, muzică dance pentru că sincer îmi plăcea și uh, încercam să-mi caut uh, repere uh, pe producție și pe, știi, adică nu era făcut, uh, nu era un business. Chiar bă, era pasiune și chiar era puneam suflet în, în toată povestea. Uh, ascultam Scooter foarte mult, uh, ascultam știu eu uh, orice bă, orice, era o gașcă în, în Suedia acolo de trupe chiar eurodens. Uh, și mi se părea că cam de acolo se dă ora exactă, știi, și încercam să. să... Păi se cam de dea, pentru că. Băi, și apropo de scuter, hai să rămânem. HP Baxter, așa-l cheamă. Da. Popular, și faza cea mai tare că uh, unul din uh, amicii mei, uh, DJ uh, german, uh, Sebastian, cu care am tot diguit uh, împreună și ne-am împrietenit și. Uh, Așa mai departe. Într-o zi postează pe Facebook uh, started uh, job at uh, Scooter. <laughs> Și acum e unul din uh, uh, oamenii de pe scenă de la Scooter. Ah, <laughs> da, frate. Bă, da, Scooter indiferent... Ok, cheesy. Mie mi se pare că Scooter, tot curentul ăsta de EDM de acum, de ăsta Tomorrowlandish like, ar trebui să plătească un picuț mai mult tribut trupei scooter care râde de glumim sunt un fel de precursori așa, adică proto idm ăla așa și mă Corect, corect, corect. de câte ori scote album de la primul ăla cu Movie și nu știu ce. Trecând peste faptul că apropo și azi metaliști că turneul, chitaristul de turneu al lor era ăla de la Venom. Deci mergeau cu băieții de la Venom la chitare. mare, mare troll. Așa și ăla. Trecând peste asta, băi, producția era top la scuter tot da, da. nu ți plăcea muzica. Nu trebuia să-ți placă muzica. Bă, da, când suna, Corect. suna, deci era, suna atât de bine scuter că față de celelalte trupe ultra cheesy, dance din perioada, era unfair. Da. da. Era unfair. Și îmi place foarte mult la ei că au rămas la fel, am văzut de curând într-un festival, m-am super distrat și să-i vezi cu două dansatoare pe scenă, frate, mi s-a părut fabulos că au păstrat chestia aia, știi? Și au venit la fel ca pe vremuri. Era Dumnezeu. el, două dansatoare și băieții în spate. Superb! Nu știu ce să zic. Nu, adică au păstrat, bă, da, noi suntem greu. ăștia, da, gata, nu ne... Da, 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 nu e... Adică, rău, dar bine, știi? Da, eu, eu sunt foarte ambigu. Adică sunt convins că e o chestie făcută, bă, stai un pic, hai să... Da, 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 nu, clar e o chestie făcută și da. sunt foarte mari troll. bă, stă da, și exact. stăteam exact, exact. și eu stăteam și ascultam, nu mai de un techno experience, nici nu mai ce album. La un moment dat le băgaseră în benzinării în România și eram cu plenetești, turuiam prin țară și ne-am făcut discografia completă erau 20 de ani de scuteri și își reeditau albumele, încât la Planet aici în bibliotecă, acum sunt toate albumele alea care puse lângă unul lângă altul, știi că scrie 20 scooter, nu știu cum. vai. Ah, da, 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 e o coleg, dacă le pui așa, ca un fel de puzzle din albumele lor. Băi, și stăteam și ascultam, făcut serii la un moment dat un mix, un fel de best of sub formă de mix, care se numește Sac mai mega mix. <laughs> okay. Asta explică prezența lansatoarelor. Da. clar, ți-e clar. Era la un moment dat tema din uh, Terminator. Deci din Terminator 2 nici o legătură cu nimic. Ta -na, -na tam -tam -tam. <laughs> și vine aici pe Yeah! The Age of Love! <laughs> uh, <laughs> tot felul de teme de pe la KLF, pe care cântau cu totul altceva. Băi, n-are niciun sens. Deci este e o temă de-aia E muzică mexicană la un moment dat se înplasă Ready, nu știu ce muzică mexicană și apare ăsta și primul lucru pe care zice ragații, care <laughs> e ragați, care e italiană. Băi. Scooter este cea mai bună Super. și cea mai proastă trupă în același timp. Adică dacă dacă ți place sincer Scooter, ești idiot. Dacă, <laughs> Bă, mi-e îmi plăcea sincer, Dacă deci... nu fără să prin subtextul ăsta, dacă, mamă, nu, în sensul în care no, nu la da. și zi, mamă, ce cool. Niciodată nu. nu. Primul era... mare hit al lor a fost Move Your Ass, boss. Și era un 3D de la de Baltă, Hai să nu uităm. Adică era foarte clar că nici ei nu se iau în serios. Nu, la, în seara aia de festival când i-am văzut, a fost de departe uh, actul meu uh, preferat. Tocmai din motivele astea, știi? Că m-au redus cu mintea acolo, în perioada aia superb. Dar nu se pare periculoasă nostalgia asta, de fapt. Adică, uh, dacă acum vi s-ar da niște bani să reuniți demo. Am povestit despre asta, nu cred că am face-o. Adică, sigur n-am face-o, am, am vorbit deja. Uh, să nu o facem. Ah, okay. uh, nu, deschia, și spun și de ce. Păi, spun stii. și de ce, pentru că am văzut uh, câteva din, din uh, trupele care s-au reunit. Bă, efectiv, mă uitam la niște moși libidinoși, fără niciun fel de... Bă, adică eu, știi? Nu cred că mai e pentru... Noi arătam a tineri libidinoși la vremea aia. acum bă, cu ușurință am arătat penibili, știi? Da. Dacă ne-am... Dacă ne -am... să arătăm penibili Atunci, Prime... da, păi acum. <laughs> <laughs> nu trebuie, nu și nici nu ne trebuie bani pentru asta, adică... <laughs> Bun. Da. Între demo și Deep Central. Uh, am mai fost? o pauză? Nu. <laughs> uh, ok, am făcut. Uh... Săritura stilistică și de calitatea producției este foarte mare. De la demo la Deep Central. Corect. Deep Central, din punctul meu de vedere, este printre cele mai bune acturi electropop românești mainstream, ca producție, ca pachet, ce să-l. Un pic cu stylish, nici prea mă. cu minței, mai benic de așa, nici prea prețios. Bă, dar era bă, era bine, mă. Adică voi și impact cumva... Nu, impact? Da. Hă? Da. Impact. De la un punct încolo s-a sărit un prag de ăsta așa în care era un picuț mai mult decât ce vedeai la ceilalți. Nu într-atât de mult încât să deranjeze, dar într atât de mult încât să-ți atragă atenția să-ți dai seama că nu e chiar așa acolo. Adică e o doctrină în spate, e știu că e prețios spus, dar e un plan, e o dogmă, e o agenda acolo. Era. Cumva întâi am pus pe hârtie câteva lucruri și apoi am început să le, să le construim. S-a scris decalogul? Cam așa, da. Și s-a văzut, adică în sensul că știam mai degrabă ce nu vrem să fim și ce nu vrem să facem. Ce știi? nu vrea să fi și ce să faceți? Băi, nu voiam să fim prezenți peste tot, că asta era o mare boală în perioada aia. Toată lumea voia să fie peste tot, să vorbească și să apară peste tot, să-și dea cu părerea pe orice subiect, pe orice... Uh... Toată lumea era peste tot, efectiv. Da, uh... no, dar nu erau podcasturi, Nu, dar Dacă TV, erau eu, emisiunile TV, erau... Și cumva acolo am zis, ok, hai să nu intrăm pe zona asta. Hai să ne concentrăm mai mult pe, pe muzică, pe producție, să facem cumva să cântărească mai mult sound piesa. E și acum am ridicat-o la fileu că trebuie să facem o paralelă cu ce se întâmplă acum. ca acum muzica nu mai e de ajuns. Acum nu mai e de ajuns. Și mie mi-a luat foarte mult timp să înțeleg, nu să înțeleg, să accept chestia asta. Să accept că ești bătrân și cumva suntem aceeași generație. Exact. Că și mie mi-a luat exact. la fel. Uh, și încă, ia, încă mă lupt cu mine pe tema asta. Uh, Inclusiv cu, cu social media și cu toate astea, deși le înțeleg, mi-e e greu să intru în, știi, să, să pornesc camera selfie de multe ori, știi, sau habar n-am. Mi-a mi luat un pic să, să, înțe să las lucrurile să intre pe făgașul ăsta. senzația asta. că ai pierdut un tren? Ba da, ba da. N-am regretat, dar uh, am avut sentimentul ăsta că cumva uh, și cred că și ochiul de acolo din spate se uită și zice, te-am zis, tu te îngură. Păi <laughs> nu, dar, dar da. zis, el sărac tot zice. Dar, da. na. Uh, din 2001 până acum suntem în momentul anul domnului 2023, mai. Ai trăit exclusiv din muzică? Da. Ai din 2001, din, din 2001, doar din 2001. Vreau să am discuția... Pe care am avut-o cu Doru Trăscău de la MonoGex și cu tine? N-am avut niciun moment. Am avut un. Ba da, am avut momente în care. Am avut un moment în care. Și-ți spun și exact despre ce moment e vorba, în care. Nu am trăit din muzică activ. Ah, pentru okay. că ne opriserăm cu demo. Deep Central încă era uh, la vreo 2 ani distanță și am zis, ok, îmi fac un proiect al meu, eu singur. Se numea Arizona. Uh, e și acum semnat pe la Roton. Uh, am pregătit albumul, am pregătit video tot, absolut tot. Uh, eram eu solist vocal, dacă îți vine să crezi, și Vica Jigulina uh, DJ. Așa băi, suna foarte bine cred că suna un pic prea îndrăzneț pentru vremea aia ca... cât îndrăzneț, adică Dăm decizia De... trebuie să-ți arăt îți arăt ah, okay. piesă decizia pe moment a fost ok, hai să mai stăm un an hai să mai stăm, între timp am făcut Deep Central și am lăsat deoparte proiectul respectiv dar suna foarte bine și acum mai ascultăm și râdem Zi bă dacă vreodată rămânem fără inspirație, putem să mai luăm de acolo, să mai mulgem de acolo niște niște muzică. Ăla a fost momentul în care încă trăiam cumva din muzică, dar nu era suficient. În schimb, ăla a fost momentul în care am putut să gândesc mai limpede, deși te-ai gândit că e invers. Nu, 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 e normal să fiu Și să, cumva, să pun lucrurile în ordine și să pregătesc ce avea să urmeze, știi? Dar, Dar n-am trăit din altceva, nici o secundă. Deși la un moment dat îmi făcusem un business, un side business. Uh, Ce side business? Aveam o firmă de aplaudaci. A, stai un pic, că știam chestia asta. Ăștia de aplaudau la emisiuni. Da, 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 Casting de aplaudași. Wow. Doar că îți mânca atât de mult timp încât uh, la un dat am renunțat pentru că sunt uh, adeptul ideii că când vrei să faci ceva cu adevărat, trebuie full time. Cam Indiferent astfel. ce alegi, aplaudaci, cules de mere muzică, e full time. Sau nu e. În opinia mea, nu am reușit altfel. Păi nu, așa e, nu știu. Constatul cu atenția distributivă, eu n-am deloc. că adică nu pot să fac mai multe chestii. Nu. nu. sunt total de acord. Dar la Deep Central, Deep Central mi se că e un proiect care a bubuit instantaneu. Da, de la prima piesă. Adică voi ați știut exact ce faceți acolo sau nu? Știam, la că, știam, știam, că sună foarte bine comparativ cu ce era la momentul ăla în piață, că eram cel puțin la... Ce era la momentul ăla în piață? Pentru că vorbim de o perioadă... 2008 a fost primul release. Vezi că vorbim după, de o perioadă în care mainstreamul românesc se bucurase de actori electronice mainstream. Exact începuse... Cum ar, uh, cum ar fi unul care suna uh, extraordinar. Bun, a unul. Hai, deci a avea acolo. niște ani, cred, de, de... Nu avea niște ani da. și eu a de început să aibă corect. succes mainstream. Corect. Foarte bine, foarte corect. Uh -huh. Bogdan Popoiac de la 1, deja și făcuse alter ego Need Groove. Da. Când scosese cu roca. Corect. Foarte bine suna și era pe peste tot. Adică stai un pic că erau... Corect. Cred că noi eram ceva mai mainstream decât cel mult puțin mai decât jumătate decât decât dintre ei um, și am avut cumva pe de-o parte șansa, pe de altă parte neșansa ca primul release să intre instant pe radio, al doilea la fel și să fie un mare hit de radio. Uh, primul era Cry It Away. Și am să mă întorc la povestea asta. Al doilea, Russian Girl, care a, așa. a bubuit toată vara aia, Girl așa. a fost pe peste tot. A, așa. A, așa. A, așa. Și cumva a fost șansa ca proiectul să, să plece din start cu, știi, cu scârții de roți. Și dar eu, dar neșansa... În perioada era și Morandi. Exact, umăr la umăr cu Morandi. Exact. Umăr la umăr cu Morandi. Care da. și Morandi văz. A bubuit, da. Da, nu, da, era... Da. Era, și voi era ce trebuie. Era o direcție a popului românesc uh -huh. cât și a muzicii electronice în același timp, în care mie îmi plăcea. Mie îmi convenea foarte mult. Eu fiind DJ underground, super underground atunci. Așa. Dar mie îmi convenea chestia asta că la nivel de mainstream există niște oameni care fac o muzică cu referință foarte clară și directă la muzică electronică și că treaba merge. Adică mie îmi convenea... Foarte care? tare chestia asta. Adică, înțelegeam. Și, și cred că a fost și momentul în care bă, România a început să exporte multă muzică, cel puțin în, către uh, Est, în uh, Rusia, Rusia, uh, Rusia da. că și noi, la fel cu Russian Girl, practic, uh, care a fost uh, mare piesă pe airplay în Rusia, ceea ce e un, un lucru uh, important. Uh, pentru că piața rusească e foarte mare. Extrem de tot. mare. Și, de fapt, piața rusească, surprinzător, nu e doar Rusia. Sau nici măcar nu e Rusia cea mai importantă. Pentru că noi cele mai multe concerte le-am avut în Germania, la ruși. În Turcia, la ruși. Deci noi cântam Germania-Turcia pentru că ricoșase piesa din Rusia, știi? Mamă, foarte ciudat. Da. Și acum... Da, pentru că ăștia bă, sunt peste tot, făceau turism peste tot, adică erau, cântai în, în, concerte, în festivaluri, hoteluri, resorturi, whatever, unde erau doar ruși. Băi, acum, la modul cel mai serios, pun și eu o întrebare pe care ar trebui să o pună toată lumea care te cheamă la podcast și pe tine și pe alții, dar de fapt nu pune. Ce pizda mă, sigur, cu numele astea, cu conotații de-astea latino, raz italiani. Manuel, adică de unde? De unde e Riva? Pe mine mă cheamă Riva, m-am gândit fo foarte mult și pare că nu m-am gândit pare prea că mult. Pare că gândi <laughs> foarte mult. Deloc. Ori deloc da, da. Riva, uh, da. Îmi doream să fie ceva. Manuel e simplu că e Emanuel e numele meu din așa, buletin, deci. am înțeles. n-am zis nimic. Uh, Riva, am făcut o listă cu un, un nume de familie. <laughs> uh, care să fie ușor de reținut să îndeplinească toate astea. Să însemne... Mă rog, să fie la fel în toate limbile planete sau în cele mai multe. Și făcuse o listă cu tot soiul de nenorociri din care ăsta era cel mai cel, dar are și el o poveste în sine, pentru altă că... Variantă? Eu sunt din... Mai ții minte altă variantă? Da, le punk a, bine mă. O mizerie de-asta, așa. Mai aveam... Uh... Manuel punk. Da. Înțelege? Deci totuși... Brusc, brusc pare, brusc bună, pare bine, exact asta zic. Da, da. Uh, și mai aveam, stai așa, că mai, îți mai zic una. Băi, și -am, de curând am găsit... Uh... Îi povesteam lui fică mea treaba asta și știam că am lista și m-a bătut la cap vreo două săptămâni să-i dau lista că în sine ei se pișea pe aderă, știi? normal, și câți ani 10, înțelege, wow. adică e cu fix cu morul ăla de... Uh, mm -hmm. cred că se pișea pe ea, dar s-a pe mine până la urmă, știi? Păi, uh, și am găsit lista și efectiv am râs amândoi și nu venea să crezi bă, atât de prost și nu e departe momentul, adică e în timp arunci undița, știi? Și totuși eram, aveam momentele mele de, ca eram prost, <laughs> știi? Și asta pe de-o parte, na, îți dă speranță că zici, uite că totuși ceva s-a îmbunătățit, dar te și sperie că mai ai uh... Băi, râde glumim numele l-ai păstrat, adică Asta l-am păstrat. Uh, pentru că de fapt, uh, știi cum e, uh, pe o listă, cred că m-a ajutat faptul că am pus nume mai proaste și brusc asta, ăsta, bă, tașcă, uh, ce că trebuie eu, Ok. Sasha Lopez <laughs> Așa-l cheamă? Să-și nu, nu i Basarabean, ce e? al Basarabean, m-am cu... Vin aici no, azi. azi. Da, 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 da. Am eu gluma unui prieten, vin ăștia din Basarabia la noi aici să le futem femei. Asta era, mă rog. No. Oh. Aza cu, cu, Manuel Riva, cu Riva, de fapt asta era că eu fiind din Tulcea, Uh, cumva am suna, știi, taci că e uh, cuvântul păi, care mă leagă păi, de rădăcini, știi, păi. de râu, pe mal, pe țărm, pe nu știu okay. ce. Și, de fapt, în italiană pentru întâi asta înseamnă, manole, țărm, da, da. știi? Uh, am primesc săptămânal, aveam o perioadă în care una din piese era big hit în Italia și primeam câteva mesaje pe zi în italiană, oamenii credeau că sunt de-ai lor, știi? Și direct discuții în mesaje în italiană, știi, fără... Faptul că zbubui câte o piesă de asta mai ales pe afară, nu te deconectează un pic de, de, la ce se întâmplă aici? Adică ai avut momente în care lasă perioada demo, ulterior. Cam înțeles, acolo, faza incipientă, era ușor, era, era foarte ușor să-ți pierzi mințile atunci. Succes brus peste noapte, nu știai cum să lei, nici n-aveai timp să te gândești că erau cântări de luni până duminică, complicat, dar după aia ai simțit că te-ai luat valul și că ai pierdut contactul cu asta cu lumea reală, asta e cam mult spus așa, că ai pierdut contactul cu poziția în care ești ca artist și prin urmare ai pierdut și direcția un pic? Cred că m-a ajutat faptul că sentimentul ăsta l-am avut la demo și nu l-am mai avut ulterior. Uh, cumva făcusem deja pașii ăștia greșiți uh, acolo, deși uh, tot așa într-o inocență care n-a contat, n-a lăsat uh, urme adânci, n-a lăsat răni. Dar uh, nici ulterior, nici acum nu mai pot să fac când Ok, am been there, done that, știi, am văzut cu ce se mănâncă, nu mă mai impresionez cu nimic uh, încât să-mi fugă mințile. Să fură, da. da. Uh, deci, dar iată, acum, încă acum Trebuie să recunoști că te bucuri când îți mai este câte o chestie. Da, da. Că mai ai niște relevanță pe undeva pe acolo. Corect, corect. Te bucuri. vorbi, nu poți mai ai pretenția de a avea impactul sau succesul, pentru că și contextul e altul, în și în principiu, oamenii care ascultă muzica asta vor să cam asculte și oameni de vârsta lor. Exact, ești deja uh, tatăl lor. Uh, uh, ca, vârstă, ca vârstă. <laughs> exact. Da, da. Uh, dar. Uh, nu îți fuge mintea în sensul ăsta, dar nu nu e o chestie care să, să nu o văd ca pe, o, ca pe o, cum să zic o problemă pentru că nu, nu e. sunt cu picioarele pe pământ, sunt, știu ce urmează, am planul făcut pe următorii 5 ani, adică... Și care e planul pe următorii 5 ani? Păi pe următorii doi am deja release pregătite. pregătite okay. uh, și acum știi cum ai, e planul? Ai niște și mânecă în sensul în care ai niște premoniții legate de viitoare hituri sau sub numele Manu Riva o să fie da, toate, da? Corect. Okay. Uh, eu așa cred și doar că știi cum e uh, S -o apar la -a -S -a. surprize și tocmai asta e uh, șoaca frumoasă în ce facem noi ca și cum ai jucat la loto. Nu la loto, la... nici Păcănele, nici, da, nici, nici, nici nu știu, ceva, nici Că sunt șanse mai mari un pic. Adică, <laughs> totul <laughs> sunt șanse Bă, După atâta vreme, dacă când vrei să faci o chestie și nu-ți iese chestia înseamnă că ai îmbătrânit degeaba. Cumva șansele de a și o chestie pe care așa o construiești ca să-ți să -ți iasă, sunt un pic mai mare. Adică, hai să fim realiști. Corect. Uh, mai e și vulpoi bătrân, nu e chiar așa. Uh, știu, dar eu e, e uh, adică îți și place dacă se întâmplă așa, dacă cumva destinul mai dă și el cu zarul. E foarte bine. Din spatele tău că cea, cu 10 ani tu în vreun fel că față de tribunul lui, deloc, 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 uh, deloc. Nici nu știu dacă mă gândeam, nici nu mă interesa. Uh, acum cumva mă mai gândesc, mă mai calculez, uh, mă uit un pic la uh, direcții, la trenduri. Pe vremea, aia, nici nu conta, nici nu mă interesa. Care e cea mai mare diferență? în starea muzicii mainstream în 2023 față de 2008 când a debutat Deep Central. Și întreb asta în contextul în care dacă Deep Central ar fi apărut în 2023 crezi că ar mai fi avut vreun impact? Nu. Și de ce nu crezi că ar mai fi avut? Pentru că era proiectul potrivit pentru momentul ăla și cred că din punctul meu de vedere, de am și m-am și retras din proiect pentru că nu am simțit că nu. proiectul nu are puterea să se metamorfozeze așa cum îmi doream eu sau cum credeam eu că e nevoie să se, să se transforme. Plus că el o luase pe o pantă ceva mai pop decât preferințele mele în materie de producție, sound, muzică. Doar nu era rău direcție, nu era rău direcție. Era foarte bă, comercial, era foarte bună, suna bine, adică nu era nimic cheesy în, 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 poveste și inclusiv alea cu chitări, alea erau gândite ca momente în toată nebunia aia de gig, blackout complet și chitară voce și atât, știi? Adică erau gândite ca niște momente într-un context... Uh... Dar cum se întâmplau cântările? Adică cât era live, cât era DJ set sau system? Cum era? Um... Era live uh, vreo 66-70 ceva la sută. Așa. Restul DJ-set cu MC-ală, pentru că uh, conta foarte mult că eram. Uh, era proiect cu frontman. Și bine. Uh, era. Frontmanul Plus că de cele mai multe ori când ai uh, pentru un public care mai degrabă venea pentru piesele pop decât pentru. DJ-set-ul, uh, dj gem, set știi. Da, dj set a avut, per se, DJ-set, DJ-set-ul, ai avut dj set, DJ set, -a da, a avut da. DJ set da. Multe din, chiar gigurile de afară, de fapt, erau uh, mai degrabă DJ-set și live-act, știu eu, 20 de minute. Acolo bun, era bun. invers uh, raportul. Pentru că, probabil, și exact cum spuneam, e cultura DJ-ing-ului. Da. Și... pe care am ridicat-o la început și vreau să ne uh, uh, vreau să ne aplicăm asupra subiectului ăsta, că exact cum spuneam, mie în 2008, 2009, pe acolo, mie îmi convenea foarte mult că existau acturi, cum era Deep Center, care, repet, era și spălat, era pop, era și cu referințe la electronic. Poți să ne spui Înțelegi? Deep Purple cum ne-au prezentat toată în Turcia la un concert. And now, ladies and gentlemen, Deep Purple from Deep Romania. Purple. Și ne-am uitat și la mai fi era foarte tare. Și am intrat, frate. frate și... Cu Deep Purple. Ce tare și îți dai frate. seama că e din public erau Ce a, a fost asta? Nu înțelegea nimeni nimic, nici noi. Am dat mai departe. Un mi -a an mai da, târziu. Mi-a mi dat, mi-a făcut-o Dracos, bucur bine de tot. Deci, am fost DJ Gorila. <laughs> bă deci mi-au zis până când au înțeles exact treaba cu gojira cu astea. După aia au apărut aia care au zis că am furat numele de la turpa aia franțuzească care e foarte tare trupa aia franțuzească, dar numele este Godzilla în japoneză, în 1954 a ieșit filmul Godzilla în Japonia. Și în japoneză Godzilla e Gojira, adică de acolo e. Am, și cu tot respectul am luat numele 98, adică de dinainte de trupa franțuzească. Am luat numele la 15 ani, am, la 17 am avut prima pe semnată, Deci, înainte de francez. Aș pot atesta <laughs> documentar. Mi-a lămurit și eu, o frustrare de-a mea. Dar revenim, mie îmi convenea foarte mult că există actori de-astea de muzică electronică și cu oameni care se prezintă a fi DJ și producători. Pentru că eu făceam aceeași chestie, dar mai underground și mai obscur și mai nișat și mai nu știu ce. Până când m-am lovit de faptul că în zona mea, asta mai underground, sunt foarte mulți oameni care doar pun muzică și nu fac. Și tu ești pus cam la același nivel era totul. Adică scoteai, nu scoteai piese, singura chestie care să zic că mai făcea diferență e când am început eu să mai am piese așa de... se mai dădeau pe la radio, a și Radio Guerilla, am mai avut eu și pe la Kiss FM așa vreo două, trei ieșiri, până când să dau de plenetei să începem să facem chestii clare, mai aveam așa, păi să mai impacta la preț, mai punești un 50 de euro, 50 de dolari acolo, mai plăteai o chirie, erai fericit. <coughs> și era ok, cântări erau pe peste tot. Bă, dar niciodată, și eu, a început să mă frustreze de atunci chestia asta, și eu, foarte mare frustrare de-a mea, și ăsta e motivul pentru care eu cumva mai am ca renunțat la digital acum. Uite că e ok aici, am Pus... Vrei să treci prin cadru să nu că lumea că ești prietenul nostru <laughs> imaginar? Adică treci prin cadru <laughs> ca să... Da, vinul, ia țigară. Așa, uite, a venit și, și ochiul. A, așa. Vezi că brichete pe acolo. Așa, să bea apă, să bea apă, stai, să bea popcola, să trăiască Răzvan de la popcola, că ne-a trimis iar susținătorii emisiuni, trebuie să facem și momentul de sponsor, dar nu pot să-l fac ca un om normal, de deci, zice lumea că-i troluiesc cu de la popcola. Deci, Atâta fac mișto că ești ce lumea că de fapt îi troluiesc pe pop cola și că ei nu sunt sponsori, dar sunt. Adică răzvane mega băiat. Mai zi la feciorul ăla altă să ne mai aducă cole aici. Alea, că am zis și data trecută la Kid. Am avut un stagiar care ni le-a stins pe toate futul în suflet. Deci a văzut cola. S-a bucurat copilul. A dat buful în popcola. Bun. E, e și bun. E și bun. Recunosc. Adică îl înțeleg și pe la mic. Hai să ne întoarcem. Și eram pus pe același, era la același, bă, nu prea mi se părea fer așa. Adică nu mi se părea fer. Po afișe scris la fel. Te, au început și festivalurile astea mai mari. Doamne, mulțumesc că am intrat în era festivalurilor astea serioase. De la Electric Castle, la Summerwell, la Antold, la Neversea, Beach Please, -o, acum a ridicat și și mai rău. Hustle, Saga în București, care este freaking hell. Adică. Îl aduce pe Skrillex în perioada lui de post-prime. Da chiar vorbeam cât de important e că a scos Skrillex album și ce turnover a făcut și ce ce linie a tras, dar nu linie de aia, linie, ok, ce linie a tras din nou în granița asta de underground mainstream, foarte tare Rumble la este printre cele mai bune piese de dans, ieșite de multe ori sunt 3-4 acolo de și parcă, sincer, ok mi-a plăcut întotdeauna Skrillex, dar ca acum, niciodată este... Rupt, efectiv. S-a ajuns la așa un rafinament. Tu ai apucat să-i și proiectul la lui Dog la ăla de la are cu neamțul ăla, cu Boys Noise? Nu. Are și la Dog Blood, acolo, se întâmplă niște chestii, că sunt le mai base house, BPM-ul fuge foarte mult, bai 100, bai 128, bai... By... Băi, este atât de tare Skrillex ăsta. Regele BPM-ului 150, ca să o lămurim. Deci cele mai bune piese făcute vreodată la BPM 140-150 sunt al lui Skrillex, dacă mă pui să fac top 10, din alea top 10, 5-6 sale lui. Da, nu există așa ceva. Și revenind, că asta a fost și meciul pe care l-am avut, inclusiv cu ochiul, cu așa pe Păi nu prea mai vreau să mai dj Nu Numai că te duci acolo și sunt tot felul de băieți care ziua, nu știu ce dracu fac, mulți sunt angajați pe la festivalul ăla pe la care lucrează și te duci, îi vezi în dreapta cine mai urmează și după tine îți mai arată și ceasul că ți să mai un sfert de oră și astea, bă, mai un sfert de oră și intru eu. Băi, și recunosc, da, poate că e o frustrare, și e o frustrare, nu că poate, sigur e o frustrare, dar e o chestie care mă deranjează, adică mi, mi se pare că suitul pe scenă e în privilegiu, care trebuie să te bucuri și să muncești pentru asta ca artist. Artist ești când ai produs artistic. E bun, prost, produsul artistic pula nu mă interesează. Oricum e supus subiectivității. Publicul decide oricum dacă e bun sau prost ce faci. Bă, dar trebuie să faci acel ceva ca să sui acolo. Dacă tu nu faci nimic și ești acolo ești impostor. Eu dacă zic chestia asta îți dai seama că hater. hater. e Invidios, hater, etc bă, dar este... Eu, sunt aceste reguli nescrise, afară nu se întâmplă asta. De-aia zic că noi nu avem cultura dj -ului. Și nu vorbim de dj i de hip-hop care sunt cu totul altceva. Acolo e altceva. Nu, acolo eu nu ne băgăm, nu discutăm, nu e... E un univers al pe care eu respect foarte, îl ascult, îl respect foarte mult, nu vreau să mă bag, nu-i de nasul meu, ca să zic așa. Dar fix în zona asta, a sector. Că tu ești densect, eu sunt densect că mai Nu contează, lasă formă. De fapt, despre asta e vorba. Asta e o chestie pe care, de care voi nu prea v-ați lovit. Nu, dar am văzut, de exemplu, înaintea mea, acturi uh, care n-aveau, cum ai zis, producție deloc da. uh, și puneau, nu că... Ok, piesele altora, nu au problem, da. dar piesele celor care urmau în seara aia. Deci luau. Hai să facem că și băiatul asta care e pe mainstream, să facem un set de reguli nescrise, dar văd că nici nu le-a zis nimeni în pula mea până acum, să facem fix setul de reguli pe care ar trebui să le facă un DJ care e in opening, mai ales dacă nu-i producător și nu pune chestii de ale lui. Niciodată, niciodată și Manuel poate să-mi confirme, nu pui piesele lor la care urmează pentru că altfel de ce au venit aia? Să facă playback pe setul, la DJ setul tău pe propriile lor piese sau cum? Nu înțeleg. Știi că mulți o fac tot așa cu candoare și cu inima de, frate, e formă de respect. Nu, îmi meciul. Băi, am văzut uh, cu ochii noștri când și-au trimis echipa. Dați-l pe ăsta jos de pe scenă sau nu mai intrăm. Ne-a plăiat deja două piese. Da, Trebuie de Asta de mi amintește și. de uh, un bun uh, amic de al meu pe care l-am menționat mai devreme, care s-a angajat la formația scuter. Și care ce zice. Da. Și eram la masă înainte de gig, și povesteam și el îmi zice, Bă, cum e mă când vine unul și scântă piesa, bă futui. Zice, e mă, e. Urât. E urât. Și mergem și la Gig, și cântă, el, el și imediat după el eu, știi? bagă, bagă, bagă și spre final așa începe. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, și eram... Bă, e piesa mea. Ne. Și el se uită la mine. E remixul meu. Ah. da, uh. bine, a, să Mă rog, să discutabilă, bat adică... Da, ar mai avea Cu le cu discuția de, dinainte de gig, cumva se băteau, nu cap în cap, dar măcar umăr la umăr. Știi? Cei mai tari sunt rezidenții. De Care, și care ne, uite asta, ne futeau la demo, de exemplu, da. mamă, maxim, când terminai uh, gigu, tot soiul de nenorociri băgau după deșituri intergalactice. Ceva. Cel mai dubios A, e când e înainte. Sau cu manele, am pățit uh, la un moment dat ceva, niște... Lasă-o, astea cu manele. Nu, nu, că sopi. e, nice, dar da. una e să fii încă acolo și șap, știi? da, da. Nu, dar înainte, înainte să intri tu ca să-și facă și el numărul, prinde și lumea așa, bagă hituri la intergalactici. Și te mai asta. lasă și pe la 135? Exact, da. Bun. Aici intervine metoda Goji, care are două subdiviziuni. Vrei să o știi? Da. Bun. Asta este, n-am mai povestit asta niciodată până acum. Că dacă sunt mizerabil, sunt și eu baga bătrân, n-am bătrânit degeaba fix cu 5 minute înainte să intri, te duci și spui frățioare, mai bagă și tu vreo 5-6 te rog, mă piși pe mine, nu mai Deci <laughs> efectiv, mă piși pe mine. Sau Matea a tăiat căcarea. Nu mai pot, trebuie să mă duc la baie. Dacă e unul de ăsta bagabon bătrân și să mai bage 5 piese, cumva știe să o mermelească ca ultimele 2-3 piese să fie arhituri intergalactice. Dacă nu, l-ai să... luat prin... Da, 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 da. să, să -ți rupă filmul. Moment în care tu pleci, dar te întorci după două minute. Bă, mi-a trecut, lasă, gata, intru. Și ai dat în cap. Deci l-ai dezorientat de două ori. Deci faci double down pe dezorient, Efectiv, l-ai omorât. Am făcut asta tot timpul. It works every time. Rată asta de 100%. Bă, eu o mai povestesc lui ochi, eu am povestit-o pe asta acum. E prima dată când o zic public. Deci asta nu mi-a zis, asta. o m-a lăsat așa să mă chinui, să mă perpelesc. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, no. Asta este, cred -mă, asta este metoda DAUR Gata, s-a reținut asta. Ca să fie foarte clar. Bun, uh, și atunci, care este percepția publicului mainstream la noi legată de DJ? Pentru că, uite, altă problemă pe care am, tot ce vine de afară e extraordinar, ce e la noi împișat. Te-ai te -ai lovit de percepția? Absolut, asta? absolut. Uh... E diferența între Superstar și tipul ăla pe care îl știi. Uh, bă, că eu știu, am vorbit eu cu asta, hai că eventual știm și ce bagă. Că am vorbit cu el bagă și. Aia. Uh, asta nu e cum să o schimbi. Uh, Dar e uh, ca și cum n-am avut. Băi, noi nu am avut te... DJ Care au avut piese, hituri. Absolut. Ați fost și voi. Și A fost și. Adrian cot la cot. Adică au, Bă, au fost oameni care au avut hituri comerciale și cu toate astea, DJ-ul în continuare nu-i văzut ca un artist. Um, nu cred că ai cum să o schimbi și nici nu știu dacă acolo e, de fapt. Um, vestea bună e că, de fapt. Um, când o mai lovești cu o piesă, când o mai lovești cu nu știu ce, lumea cumva uită și te pune iar pe un semi-piedestal, măcar acolo, câteva săptămâni, până își reamintesc că asta e mă, că e asta. mai faci tu săptămâna. Da. E să așa. Da, uite, când am când am uh, ieșit cu uh, proiectul uh, Manuel Lepanc, ăsta, bă, Riva, uh, nu știa nimeni și ăsta a fost unul din motivele pentru care nu m-am afișat în clipuri, în uh, nimic, nici pe care pe social media nu eram la vremea aia. Uh, fiindcă nu voiam să asocieze nimeni proiectul cu Deep Central, încă eram în Deep Central, cu Deep Central, cu Demonici atât, uh, deși acum mi-ar plăcea, uh, și a ajutat. Pentru că mulți credeau că e un proiect uh, din afară. Dar n-a fost un pic uh, duplicitară, cam mizerabilă manevra asta. Mizerabilă, dar n-am resimțit nicio secundă. Uh, știi, nu m-a pedepsit nimeni pentru asta. Uh, Aia, în principiu îți spun sincer, sincer că, încă, după proiectul e din 2015, încă mă lovesc de oameni care îmi spun. Bă, dracu, am crezut că ești de afară. Pentru că nu își pune nimeni problema și oamenii mai nou sunt fani piesă, nu atât de mult artist și așa mai departe. Asta este extraordinar, pe de-o parte. Pe de cealaltă parte, și aici da. am ridicat -o, la o discuție pe care voiam să o avem. Mai contează albumele în 2023? Dacă, Dacă ar fi să-ți răspund rapid și... Acum În proces, sim... clar, nu. Nu. Și acum sunt tentat să spun că nu. Și cred că tocmai asta a fost motivul pentru care m-am încăpățânat și am zis, băi, hai să facem un album. Pentru că nu mai face nimeni, sau sunt foarte puțini numeri pe DGT, sau chiar și atunci când fac, de fapt, adună ultimele 12 ierilisuri și le pun pe un album. Da. Lucru care e. Ok, e și nu e, știi? O marketing cu o ok și e tare să ai un album care să fie ca un fel de best-of așa, nici nu știu ce am văzut. Corect, nevăsuri. corect. Dacă ești bun și... Doar că nebunia efectiv... de a face un album de la zero, într-o perioadă în care tu de fapt marchetezi piesă cu piesă, mai degrabă și așa mulți vaca, pare cumva o nebunie, la prima vedere. Uh, în urmă cu 2 ani când am decis să fac, mai chiar 2 ani jumate, când am decis să fac albumul, am zis ok, uh, nu iau nimic din ce am lansat până acum. Rilisurile anterioare rămân acolo, uh, fac de la zero. Mă apuc și desenez pe hârtie ce vreau pe albumul ăsta, cum îl vreau. Știu că la final vreau să sune unitar, vreau să, fac un, să pot să fac un set doar cu piesele de pe album. Și atunci totul trebuia gândit, tonalitate, BPM, lați lață vă detalii. Momente. Exact. Și m-am am ținut cu dinții de chestii. Asta, timp în care, ok, ca să mai câștig timp, mai lansam o piesă mai, uh, nu știu ce, Știi sau... care e partea mișto la albumele astea, care sunt niște colecții din ultimele release-uri, mai ales dacă au și bubui release-urile alea, nu mai sunt piesele alea de umplutură de palm. Corect. Asta e ok. Adepa. Deci în 90 2000 Am... Erau ai trupe, două, trei single da. și restul. Erau trupe care aveau o groadă piese de umplutură pe album. Da. Adică pot să zic N. Era, un, era știută treaba asta. Ok, hai să umplem. Păi mie Gorillaz, primul album Gorillaz, pe care acum l ascult și mi se pare atât de bun, recent l-am ascultat. Cu mintea mea de atunci când eram în liceu, pentru că nu înțelegeam de fapt de unde vine trupa aia, că avea și piese punk, avea și piesele alea hip-hop, avea și un fel de trip-hop, future jazz, până mea, nimeni nu știe ce pe piesă. Are o piesă latino cu mariachi, cu nu știu, pe primul album. Să te -am știu, efectiv restul mi se păreau de plutură, mi se părea că e un mambo jambu și s-au jucat efectiv de muzica ca să aibă piese să umple albumul pe care sunt și piesele alea două mișto care sunt hituri. Aia, Clint Eastwood și uh -huh. 1999, două 2000 ani și Rock the House și ce mai am În rest mi se părea de o umplutură Ulterior ff, Mult mai târziu am înțeles de fapt cât de tare Albumul ăla, ascultând și albumul Care a venit după, Demon Days. Dar până atunci eram așa Ia uite mă, album de o umplutură de întreb, cum te poziționezi? Cred că cum, uh... e, cum e industria acum? Băi, mai contează albumele acum? Păi te că mi se știu că da Nu știu Contează, Pe de altă Contează, parte... mă, îți dă o greutate și îți dă... Pentru că fix asta simțeam că lipsește bă, la proiect. Am mers de la bun început single cu single, release, remix, bă, rahat, cacat, nu știu ce, știi? Și la final... Și nu zic că te oprește vreun polițist și n-ai ce să-i dai să... Bă, nu mă refer cum era pe primuri. Bă, dacă când îl ții în mână, pă când Așa. Piesă de aia pe fundal Titanic, da, din Titanic păi când îl iei în mână păi îți dă o, știi fără, chiar da, simți nu, nu, că nu e, o, e o chestie care e fincită da, da, da. gândită construită și știu unde am fost în ultimii doi ani, știi Dar asta nu e o metacno-bătrânească? Este îmi dau seama că este Bine, vorbește omul care scoată pe vinici și pe casetă album, dar asta e altceva. Nu. Asta, asta e de new shit. Alba. Caseta mi se pare de new shit. Fabulos. Nu este buz de new shit. Am crescut cu ele. Da, dar să vii acum să scoți pe casetă e fabulos. Am scos de la Naftalino Walkman-ul la Sony de pe vremuri. Mai am luat niște căști de-astea mai noi moderne pentru el. Mai ascult muzică, merg pe stradă, ascult la Walkman și este atât de incomod și atât de tare mă <laughs> enervează să mă înțeleg, e și o chestie de nostalgie. E mișto, muzica pe casetă sună într-un fel, e saturația aia de bani, e, are un caracter aparte, pe care mi-e foarte greu să-l explic copiilor care au crescut în era streamingului. Lor li se pare o mega hipsterală și ceva super inedit. Cumva e cam hipstera la asta cu caseta, dar vreau eu să o fac așa, e și nostalgie pe de-o parte și mi se pare că e și un revival acum. Din 2001 până acum, 2022-2023 sezonul în care s-au vândut cele mai multe casete din ultimii 20 de ani. Superb! Check this out! Metallica tocmai și-a reeditat Chiu. 91. Da. Superb, super. S-a super. comandat bine săptămâna asta. Wow. Îl iau de la, direct de la sursă că nevastă mea lucrează la Universal. Asta, a, deci aveți și pile. Fii atent tocmai apropo că mi-a trimis cineva că am tot vorbit eu de casete și mi-a trimis un fan Dute Slayer ce e acolo? știu pe ăla de jos normal știi de jos ia așa, mi-au fost trimise aceste bijuterii ne s-a terminat și alea sunt dat păi, da, 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 da. Ăsta când a apărut, Doamne, și Stai eram... un pic, ăla când a apărut Zenzu, vorbind de 97 sau 98, când a fost la motor la el, la nemți. Tu știai de Ramstein? Da, acum. Că au, avut herze la idola înainte. Nu mă știu. Eu am fost Eram terminat în liceu deja, o the de fac. Eu în 97 am terminat liceu. Păi eu rupeam casetele. Eu în 2000 am terminat, dar cumva suntem aceeași generație. Dar asta a fost albumul ăla când a apărut ăsta, bus, când a apărut Enghel aia sau cum îi spune. Că da, cu da. Bă, toți copiii ascultau piesa aia. Că erau rocker, că nu erau rocker, că pis mă o fi bă, ascultau piesa aia. Deci nu e. a fost, știi, genul ăla de chestie. Ramstein nu e o trupă digerabilă, ușor digerabilă. exact. Pe de altă parte, tranșe de genuri bă, să faci asta de la al doilea album, eu auzisem, uh, de la ei până atunci, până la albumul ăsta, auzisem cover ăla după Craver, după Model, Das Model, care e pe albumul vechi. Și auzisem că primisem o compilație de-asta, de Best de Hits, Bravo Hits, nu știu ce, de-asta metalrească și era Ramstein printre alea, Das <laughs> Model. Și mi s-a mamă, tare, periculos așa. Dar zic, zi la tine, cum e cu Zenzo? Uh. Era un perioada în care uh, venea unul în gașcă cu caseta și plecam toți sperând să o, să o copiem. Evident că mă părea și aia invariabilă când vreun deștept îi mai schimba și banda. Uh, și asta era cultura, asta era uh, bă, moda. Așa în gură ăsta din las fervinți. Bă, să bă. bă. deci așa ne... ăștia trebuie, ăștia trebuie bătuți, frate. Of că a, povest a povestit în podcastul că noi am, cumva încă am crescut împreună în zona aia în deci dacă avea unul casetă originală ăsta al dracului lua și le schimba banda și sunt multe casete Ăsta cu... trebuie bătuți, încă e timp da, încă e timp, da mai ales Un... că acum revine casetele originale n-au șuruburi, au capse ale de, de ediția de România. Nu, nu Only, nu, 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 și alea poloneze, că la noi N foarte multe poloneze și olandeze au apărut. Și nemțe. Mai erau alea de, erau uh, only for uh, România. În principiu, rotonul le-a făcut pe alea. și rotonul, să știi, că a adus prodigi. Da, erau, era o calitate. Da, da, cum să. Prodigy, Fat of the land, roton, de pe jmod ultra, de pe jmod singles-urile. Las că au făcut bine roton ce au făcut cu francizele alea când au făcut. Ave multe păcate, frații Moraru. Știu că se uită la acest post. La că mine nu sunt... Că noi am lucrat bine. Da, păi nu și eu am lucrat bine cu ei. Ai multe păcate în alte. Dar asta cu francizele, cu, cu, franciza, cu licențiile în România, ăsta n-a fost unul dintre ele. Foarte bine au făcut ce au făcut atunci. Pentru că erau la calitate foarte bună și arătau ca alea de afară, bă, și era prețul accesibil. Că eram amărți. Exact, exact. La Hollywood Music and Film, dacă te duci să-ți iei Daft Punk, scăpai trei alocații pe o casetă. Corect. Că așa le judecam. Uh, era perioada în care... A, așa mi-am cumpărat prima casetă. Uh, prima casetă pe care am cumpărat-o, pentru că inițial doar copiam de la unii la alții, a fost Kilemol, uh, Metallica a. 83. A. Stai Pe domă, care... că la noi era simplu. Metalica roșu. Deci era metalica roșu, metalica cu cruci și metalica albastru. Metalica cu ciocanul roșu. Așa, exact, metalica. Uh, îmi amintesc și acum că am luat sticle din boxa casei. Așa. M-am dus și le-am reciclat, și cu banii luați, am luat uh, chilemolul metalica. Bă, dar ce ai... Ce debut, mă, mâncați. Ăla e album de debut, da, Eu mate. acum am dau seama. Că l a fost album de debut. Eu n-am auzit. Poate doar la, la marea formație, de da? altfel, Chuck Schlundinger, Schlundinger, nu și murit Dumnezeu să le te -i și numele. Cred că doar la formația Death am mai auzit așa album de debut care să mă dea pe spate. Deci eu n-am mai auzit, foarte rar am auzit albume de debut atât să aibă un impact atât de buternic. Doamne, dormeam, aveam un uh, casetofon care mergea în continuu A și B și schimba, știi? Și mergea non-stop. Îl puneam seara la, când mă puneam la somn și ascultam în somn, evident. Uh, mergea caseta aia în continuu încât în subconștient era și cred că e în continuare întipărită toată, toată muzica lor. Uh, de multe ori o regăsesc în ce scriu. Uh, și e unul din motivele pentru care nu pot să ies din, din uh, și fac muzică tristă. Băi, asta voiam să și spun. Da, Bă, frate, nu e blestem, din blestem. Da, ba da, dacă da. vrei să ai succes mai da, da. Faptul că ai fost fan Metallica când erai mic. Târnă te atârni acolo și e condamnă. Ies... Da, da. Ci mănâncă din succes când ești mare? Da. Pff, multă vreme mi-a luat să și încă sunt piese vesele, piese de mea, piese de dance. Că doar nu vii să plângi pe Dance, da. mainstream, de masă. Care, la care stau și ascult și zic, ce e asta? De ce nu? Lacrimăm, de ce nu? Știi? Adică, încă da, mi-e da. greu să trec de, dincolo de, de, de ce mi-au implantat ei acolo în ce chip mi-au băgat. Și acum, dacă aud o piesă metalică, și când se oprește piesa, în minte îmi vine imediat ce piesă urma pe casetă. Da, frate, ei. Au fost, n-ai cum. Și asta e. Da. E. Asta cu nostalgia e mișto, dar nu trebuie să să-ți să mănânce sufletul și nici să-ți absolut, absolut, cariera. Absolut. absolut. Da, mi se pare că planul ăsta pe 5 ani de acum încolo e un plan de-asta foarte bun. Băi, ghiguri dubioase. Ai avut ghiguri dubioase, ca acum dacă tot am dat de am dat și tips and tricks cum să fuți rezidentul care la rândul lui vrea să te fută. Așa. Băi, am avut, cum să nu, am avut multe. O să fac un efort acum să îți să -ți livrez. Tu de astea uh, zile orașului de asta ai avut? Nu, nu bag acum. Foarte rar sunt uh, Momente unde zice ochiul bă, bag mâna în foc, oamenii chiar te vor, nu e, adică nu merg decât dacă... E foarte chitită. Tău. Da. Băi, zile orașului cu tot respectul pentru alți artiști de la mine, mi se pare că e locul unde sunt duc artiștii să moară. Sunt de acord acolo. și este exact motivul pentru care, pentru mine, Deep Center n-a mai fost un proiect atractiv. Fiindcă deja eram doar acolo, știi? Și nu mai vedeam ieșirea, orice am fi făcut, nu cred că reușeam să mai ieșim din, din zona aia să ne salvăm. Bă, să fii Soundtrack pentru mici, nu mi se pare ok. Da. Uh, nu e și te, te frustrează, doar că odată intrat pe, pe zona aia. aia E un grinder care te trage, e un vortex în care intri și nu mai ieși? Absolut, e bă, cumva, ești. Uh, Toată lumea zice, mamă, ok, businessul merge, știi? Doar că tu, când urci pe scenă, trebuie să fii foarte pregătit uh, mental, pentru că bă, ești ca la un parastas, uh, ai în față, în primul rând stau babele. Bă, când la privei. Exact. Și care se uită și atât, adică... Ok, dacă îți plac babele, nu e nicio treabă, nu se supără nici. Păi, știi? îmi plac babele, nu-i vorba de asta, dar pă, să stăm de vorbă, să-mi gătească, să nu se le Nu acolo, corect, corect. Divorced by worms. Corect, uite, la asta nu m-am gândit. Să uh... rămână mama Uite, acum Ce? voi interpreta piesa pe care am făcut-o alături de Planet și Biugi Mafia, morții mătii de jartea. De Ce părere aveți? Uh, tuturor <laughs> celor din rândul <laughs> întâi vă mulțumesc. <laughs> nu luați personal. Da, nu luați personal. Urmează fugi cu domnul Deliric, fugi unde pula mea te duci. Uh, mulțumesc pentru atenție. O seară Așa. cât mai plăcută în continuare. Dacă e. Că mai e și chestia asta. Adică... Na... La tine fiind, fiind dens și mai light, cumva scap mult mai ușor. Da, uh, o păcăresc uh, dacă ar fi. Dar tot n-ai, tot timpul când e prins cât un moment de asta, mai rar mi se întâmplă în ultima vreme pentru că selectăm cu atenție gigurile. Dar au mai fost momente când mă gândeam, bă, tu zgura mătii de prost. Deci ți-am zis, mă, să pregătești folderul ăla cu nu-l atinge decât dacă e musai bă, și musai? Să n-ai tu acolo o piesă, o ceva să bucuri. Vrei să zic cum se numea la plenetești folderul? cd rușinii. <laughs> Băi, e musai să ai ăla. Nu știi unde e te musai duce. Nu să ai CD-urile rușini. Dar la un punct încolo al nivelului de popularitate te trântește în niște contexte în care îți trebuie CD-urile rușini. Da. Doamne, ce mă bucur că am... Ăsta e al motiv pentru care și eu tot. Așa, unul la mână și doi. Mă bucur că lucrurile sunt unde sunt. Dar întrebarea pe care am pus-o lui, lui, lui Doru Trăscău de la monogic și v să o discut și cu tine... Și vreau cu artiști de ăștia care au prins și, și din garda veche și au prins, cum să spune, și pe vechi și pe nou. Este muzica românească în cel mai bun moment al ei în momentul ăsta? Băi, de departe. Eu zic că da. Uită-te, pe zic. orice gen vrei tu, pe orice subgen, pe orice oriunde vrei tu, nu am mai avut așa muzică, așa artiști, așa mesaje, așa... Ce vrei tu? Uh, și e un lux pe care îl observ la artiștii de trap, artiștii de orice uh, disciplină, de asta adiacente mulți și urbane. Ca exact. Să zicem așa. E un lux să poți să faci ce îți trăznește ție prin creier și să funcționeze. Nu n-am avut Nu Noi Bă, ne-am chinuit, am prins vremuri unde trebuia să o iei un pic la -a făcut, rindea. S-a da, da, da. făcut pionierat mult. Da. Noi, eu zic de tine, eu ni, la mine nici n-a fost obiectiv. Nu, da, gen, noi am prins uh, perioada în care s-a muncit uh, mai -a trafura, mult decât uh, -a trafura, acum. -a Ori acum, nu, să nu se înțeleagă că nu se muncește, se muncește. Dar îți permiți luxul să fii autentic să fii uh, liber, să spui, să, să spui ce ai visat azi noapte? Nu exista. Nu Dacă mă. nu era în trend sau nu era... Uh, trebuia să respecti. Mi-am inteles la uh, Russian Girl. Uh, am lăsat o pauză de silence de vreo o secundă pe piesă. Și toată lumea era, băi, stai un pic băiatul, că nu merge la noi, avem reguli, ne sare softul la radio, nu, rămâne așa piesa. A rămas așa, a funcționat. Și tot așa, um, Cumva am uh, băgat niște lemne în foc, știi, uh, cu riscuri. Par minore ce povestesc eu, pentru mine erau niște realizări fantastice, uh, știi, uh, niște pași Poi, mari. Par minore acum, acum. atuncea. Da, atunci. Da, erau niște pași erau. Da. Era grav. Ori acum. Ce ai, mă poți să faci orice? Și sună, muzica sună, sunt producători buni, sunt uh, voci bune, sunt writeri Și să fabuloși. Nu mai zic ăștia, de acum, că nu muncesc copiii ăștia, sau că nu muncesc artiștii de trap. Eu dau exemplu. Să mă ierte Dumnezeu că îl tot menționez în ultima vreme, dar mi-e și foarte dur de el. Nu o Dumnezeu să-l odihnească. Nu o să a lăsat în spate două albume și a trabenz. Două albume pentru Italia la ce în calculator. Vreo 600 de drafturi. Și la mine are două. Până și la tine are. Deci nu cred că e om care să nu fi lucrat cu Nosfe și să nu fi rămas Are cu o piesă la mine care era Rotonul voia să o facă cu Laura că adică era o piesă. Ah, da, cohone, frate. Da, 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 da. da. Chiar, uh, uite, pentru prima dată să zice la like Ever, că nu o să fie piesă cu Laura Paulsinat. Da, big, pă, big, bune. big. Adică, big, big. Da. Și aia a fost o piesă pe care am făcut-o într-o sesiune, așa, în, la inspirație. Am stat de vorbă, de fapt, vreo jumătate de zi și ne-am pus pe treabă în 15 minute. Ideea era mai cum se face la, la feeling. era, că dacă te plăcea și s-a apucat să lucreze cu tine, stătea, pierdea numai, să cea noțiunea da. timpului. Deci terminați cu prostile, cu nu, să nu muncesc copiii ăștia. Nu, de nu, nu rup, rup. ne bagă în buzunar pe toți. Da. Hai, să... De multe ori mi-e jenă. am uh, um, o piesă de curând cu Liviu Dodorescu și Blanco. Așa. Blanco e un Puști din zona asta de... Eu știu rap, foarte rap. bine pe Blanco, Eu nu rup. știam. Așa. și ascultasem ce făcea și zic, oh, super fresh, super așa, dar ziceam bă, ce pot eu să fac cu el, nu îmi nu dădeam seama, nu, nu, deloc nu reușeam să intru în uh, și a venit la studio și m-a spart, a venit cu un vibe de ăsta super uh, open și super uh, și cu foame efervescent, exact, trebuie. și m-am uitat la el și zis, bă, n-am cum, trebuie să fiu aptu, știi și ne-a ieșit ceva care mie mi s-a părut fabulos și mi se pare în continuare, dar asta pentru că el a venit cu cheful ăla și cu dorința aia de a face, de a schimba lumea, știi? Și asta observ la ei. Uh, noi cumva, ok, mai prăfuiți așa, mai, știi, uh, mie trebuie să-mi fuți cât un bici pe spate să mă uh, urnești din loc. Dar ăștia vin, sunt înfometați, sunt super uh, dorni, sunt super fresh. Uh. Fece de trupa asta nu... Franme, noi suntem aceiași meu nu are 24 de ani. Știi cum ne biciuiește la mic? Și pe da. mine și pe planetă. Sunteți vampiri. De acolo Sunt, vă hrăniți. Suntem, suntem vampiri. Pe de altă parte, trupa nu are niciun an. E gata primul album. Am tot fel de planuri. S-a început lucrul la albumul 2 care e aproape gata și ăla. Deși nici n-a ieșit ca lumea prim. Deci cam asta e nivelul. E This... mega Damn. pragmatism. Foarte ok. Fără nicio legătură cu ce am discutat acum, Zicei cu tricoul ăsta în contextul în care eu sunt mare fan Jean-Michel Basquet, adică ultimul om de la care mă așteptam să vină cu tricou cu Basquet e manuel. Iva. vorbe Zic asta cu cel mai mare respect. Adică... Posibil să am și cu Bivă Bathed. Bivăsem Basquet. Până cu ăsta l-am luat, am fost într-o vacanță luna trecută cu soția și l-am văzut într-un magazin și l-am șocat pentru că de curând aflasem de, de el, de artist și... Nu, nu, că există merchandise cu basket. Nu știam că există și nu mi-aș fi imaginat să-mi trag una. Și făcea el. Ok. Că da. el era cu street art cu astea, adică el venea din ghetouri. Da, da. Mega da. gangster a fost. Exact, asta. exact. Exact. Uh, și m-a spart când l-am văzut și direct am adică zis am zis gata, ăsta e tricou. Uh, în decembrie s-a vândut un basket. Cu ăla, cu 110 milioane sau ce? 110 milioane. Da, bă, <laughs> Cine sare, mă, muncă? Dacă îndrigi noi cu genie să-i dea Dumnezeu sănătate. Dacă vin, ajută cu ceva și tricoul ăsta e la vânzare din seara asta, nu vă grăbiți. <laughs> <laughs> nu vă grăbiți, e loc pentru toată lumea. Și Da, e ok. Trecem pe -o la caserie. <laughs> <Pentru> Dumnezeu. <laughs> Și no, nu uitați să vezi și popcola. Tricou cu Jean-Michel Mi se pare... Băi, mi se pare tare. Acum, legat de... Ca să să fac și ție saftaua, pentru că mi se pare că e destul de importantă treaba asta. Legat de album. Albumul Stardust. Așa. Bun, albumul Stardust. Stardust este trupa pe care a avut o jumătate din Daft Punk. Adică... Așa e, mă! Bă... Uh, nu Comen de Ponte Cristo, Thomas Bangalter. Uh, ăla, mai... Da. The music sounds better with you. Da. Aia este o trupă. Bravo, mă, incredibil. Am uitat complet de bă. asta, nu-i de acolo inspirată, dar... Uh, scoasă da. la la labelul Casino, care avea uh, un logo de zici că era poker music, dacă mai ținte casetele de la poker. Și lui este ștanțat doar pe o parte pe vinil, e un 12 vinci pe care poți să ți-l arăt acolo în bibliotecă, au fost doar 500 de bucăți, nu știu cum am oh. intrat în posesia de atunci. De fapt știu cum, am cumpărat un stej mai mare și printre ele era și asta. nu mi-a venit să cred. Oh. Erau două chestii ștanțate doar pe o parte, foarte rare amândouă, una era LFO Freak de la Warp Records care este o piesă de mă sparge în continuare, a murit Marbella la Dumnezeu Sfântă de la LFO și cealaltă era Stardust. A este o trupă care a fost făcută pentru o singură piesă, care a ieșit și a spart. Și care în continuare e... The music sounds better with you. Care este... Da, în continuare Masterclass de sampling este acolo. Cum poți să repeți același lucru on and on and on and on și să nu te plictisești? De ce se numește Stardust? Efectiv a fost așa ca un a fost un vis. M-am trezit și am zis albumul trebuie să se numească Stardust. Și nu e o glumă. Deci uh, cum ați visat Mendeleev tabelul periodic, așa am visat eu uh, Așa am visat Manuieric coperta Partit de la, album, da. Gata, -a -a. Și apoi m-am dus la baie și <laughs> uh, dar uh, Fix așa a fost. Uh, și visul era cu mine pe o planetă oarecum pustie, pentru că eram cu familia după mine. Așa. Uh, în rest nimic. Pentru că erai cu familia, ți-ai fi dorit să fie pustie. Am <laughs> înțeles. Si, am crezut că sunt singur, că e pustie și când m-am uitat, a, aici erai put știi? A. Aici am umblimă. Uh, mergeam cu, cu fetele de mână și cu praf în ghete. Fix ăsta e feeling-ul. Ce culoare e... avea praful? Bă, nu ca în București, era mai roz. Cred că ca pe asta, copertă. Așa, ro roșu. Asta aici avea. E o imagine care îmi tot revine în vis de atunci. Și m-a marcat foarte tare. Și de aici și coperta de aici și dacă te uiți acolo sunt detalii de de aici unul din rilisurile următoare care se numește Spaceman și este un remake oficial după Spaceman alu Babylon Zoo 1994 da. Warner, Trupa Indiană. So Warner, da, corect. Warner, Warner. Da. Stai. Așa e, corect. Ați intrat într o zonă. Nu, nu, acum e la Sonic, cu ei am deluit. Ah, uh... serios, a vândut la Sonic, mm. Cred că doar publishing sau ceva. Cred că doar publishing. Dar e da. Trupa Indiană. El, băiatul, acum e în Londra. Da? Da. Probabil o fi dat da, nativ da. indian. Bă, nu știu, dacă stătea și atunci stătea în Londra, de fapt. Dar, într-adevăr, e, e, indian. Uh... Iar la Spaceman a mai făcut cineva de la... A făcut Spinning. Dimitri Vegas, Vegas sau cineva. Nu Dimitri Vegas. E la Spinning, Spaceman, beige Jackers. Ah, uh, ok. Beige Jackers, Spaceman. Și este uh... foarte, foarte bun. Dar ăla e remix, remake. Nu știu, nu-mi dau seama că am mai auzit unul și la Jefferson Airplane, tot așa, la White Rabbit, la care nu era creditat Jefferson Airplane și era tot un, un dăsta idiem foarte, foarte stylish, foarte mișto făcut. A fost un curent 2017-2018. Acolo, acolo, exact, acolo, exact, exact. Acolo. Eu De cumva l-am, după toată povestea asta, bă, terminasem deja albumul și am simțit că se potrivește în ecosistem, așa. Uh, și l-am făcut. Uh, uh, am obținut de la Sony toate și de la, și de la, el, de la... Am uitat cum îl cheamă. Cum îl cheamă pe uh, frontmanul de la Babylon Zoo? Că el a scris, de fapt, piesa. chiar nu mai țin minte, da. Mă uit în mail-uri și spun. Schimb, uh, țin minte din versuri care erau, nu, băi, nu erau, bă, cum a ajuns piesa aia hit în Spaceman, I always, I always wanted you to go into space Spaceman. Man. Pungent uh, smells, smells they in my home. A, era pe strofe, Stai, da. Eu nu doar, da. A, ah, ok. Uh, yes, da, el, da, bravo. Da, la refren, yes, man, da. Da, la refren, vezi că mai e și versul Disturbing Intergalactic Christ. Christ, da, l am. L-am luat și pe ăsta. Ei, de ce? Să, fie acolo. Vestea uh, tare e că, de fapt, uh, am cântat eu uh, remake-ul. Ah, nice și cumva m-am transpus în toată perioada aia și știi că e de fapt, piesa era mult mai lentă și avea intro o rapid și am încercat să recreez toată povestea aia gândindu-mă cam ce scule aveau, ce tehnică puteai să aplici acolo am refăcut-o și când am trimis la Sony remake-ul meu mi-au zis că nu avem voie să semplăm. stai un pic, hai să refacem aici că e remake nu e sample, nu e sample, sunt eu nu, e sample L-ai trimis proiectul? I-am convins prin semnătură până la urmă, știi? Dar oamenii au zis, bă, e originalul. Ți-arăt? Hai să dau la... Așa, nu ne luăm claim pe chestia asta? Încă nu, că încă nu e out. Ah, ok. Mamă, Ok. Mă rog, se mai întâmplă și alte chestii, dar ca... Bă, deci, în primul rând, uh, din nou e zona asta care e ultra comercială și digerab, Dar e stylish, mă, e ceva. E... Nici, la spinning, nici de spinning nu e. Nu e de spinning. Nu e de spinning. Acolo e un pic mai comercial și mai... Uh... Ore mai comercial, ore o... mai îngură? Depinde la care Correct. spinning te duci. la care, la care Așa. roată... Se la spin. armada a devenit acum armada să, să poartă ca niște gatekeepers. Când vorbim dacă e, domnule, să semnăm afară, hai să luăm label urile astea. La Ultra Music, Ultra Music face foarte mult mumba acum. E interesul lor, cred că e prin America Latină ceva, nu știu ce pizda mă se întâmplă acolo la Ultra. De mult caută ei să facă un, un crossover de asta cu care să revoluționeze, pentru că toată lumea, de fapt, caută asta, da. să honest. Uh, Și fiecare s-a dus către o zonă, mulți, într-adevăr, și ultra în special, pentru că sunt deja cu un picior acolo, s-au sunt, sunt. Uh, dus către America uh, de Sud. Uh, noi au că curentat sunt... tropchilază aia sau cu aia din elei Dar Cum își găsesc aia, acolo, bă... cu siguranță, niște... Dar știi că asta e un curent post-J Balvin, că dacă nu... Păi... Aia e. Bă, mare gangster băi, Balvin. Băi, ala. stai mă. Așa. Fii atent cu J Balvin. Uh, J Balvin George, dacă dați... Ah, J Balvin George Deep Central, ok? Așa. Uh, dacă dați pe YouTube. Pe YouTube? Da. I-am împrumutat chitara, mă, când am fost în România. Oh, nice. Am mers pe la... A făcut tur pe, la, pe unde a fost el așa cu chitara mea. Searching for music here. Da, 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 acum. Uh, ok, ok. Hai că vă sunăm noi. Dacă e. <fie> <fie> Asta când încă nu era bă, cine e acum. Era mare, dar nu era... Bă, acum e un Acum mai e ceva mare tot. Ca să o și cu cei bărbați, și ăsta o metaliste, deși nu pare. Ca știu că nu pare, dar e metalist. Tu ai văzut remake-ul lui la Wherever in my room aia lui Metallica? Nu, de pe albumul ăla? De pe albumul ăla pe care l-a făcut Metallica. Nu, deci le-am văzut, am văzut multe, dar pe ăla nu l-am văzut. Nu e cea mai bună piesă de pe... Ah, ok. De pe aia cu Metallica. Și cântă el. Da, mă, cântă el și cu Metallica. Cântă și e gangster Albumul ăla este fabulos, deși nu știu ce a primit o Bă, este critică, Bizar. Eu e știu bizar. să primit critică, că albumul e foarte bizar, dar nu știu de ce pizda mă s-au inflamat ăștia pentru că Metallica l-a scos în scop caritabil, că aia a fost toată șmecheria. Și mie mi s-a părut fan să asculti aia. Super fan. 2019-2020, cred, cred, că 2020 e de fapt albumul, a scos Metallica un album în care există foarte multe colaborări, cover-uri și remixuri de la artiști care le-a plăcut, o artiști preferați da celor de la Metallica, deci acolo inclusiv cei de la sarea. Miley Cyrus până la... Exact, J Balvin, ce se da. și combinații de astea de la care nu v-ați aștepta și sună foarte, foarte bine. Sunt vin, sunt, nu mai știu cine e pe acolo. E foarte tare albumul ăla, de fapt. mie îmi plac experimentele astea. Da, da, și mi se pare un semn de, la ei nici măcar nu mai e de maturitate, de bătrânețe frumoasă să poți să faci asta. Este un... Băi, Metallica a acceptat oricum de multă vreme că ei sunt pop. Deși ei sunt trupă de metal și au fost și de fapt dacă îl întreb pe James Hetfield, ei sunt punk. Că ele punk. Ele punkis de fapt. Mai deși cu country. Și cu country. Mă rog, e, e punkul american. Că exact. E așa, așa, a, fiz, corect, cu Așa, corect, corect, cat corect. America, ai spus bugi, cu asta. Da. Ai spus. Punk corect. Cactus, bugi, T-Rex. Nu știu cum este mare fan Tin Lizzy în contextul în care Tin Lizzy era singurul negru păi din da, Dublin. Dar ai văzut că auzi influențe, încă băi, whisky on the jar, An. aia trecând peste cover-ul ăla care da, aia dacă Tin băi, dar cu Tin Lizzy, e foarte ciudat vorbeam cu un prieten Tin Lizzy e irlandez. What? E din Dublin. Dar el e negru. Da, el a fi a copilărit a... și sunt foarte multe povești cu el, fiind singurul om de culoare din Dublin, că era foarte agresiv și lua pe toți la bătaie de frică să nu se ia Preventiv. De el. <laughs> și mă scuz, bă, să fiu om de culoare în Dublin în perioada aia și să mai fi și alfa așa. Puff, jailbreak, tu de unde crezi că e piesa Jailbreak de la Tim Sau so The Boys Are Back in Town? Dar vezi că asta le-a dat uh, curaj uh, oamenilor de culoare din România care s-au dus în Irlanda ulterior cu căruțele și au făcut. Le-a dat curaj să ce să <laughs> meargă acolo. De... Stou, rog, ce dragul să facă? Doamne ferește. Aoleu, nu, uh, asta nu nu vreau, nu vreau să iau pe panta glumelor cu Nu, că îmi place nu am. Sunt uh, mare fan. Băi, eu sunt fan că am crescut cu ei și păi rog, știu da. De, da, știu de ce de ce e foarte sensibil pe de altă parte știu știu și de ce e regulă? Cred că mie Cabral mi-a insuflat cumva libertatea de a face glume, pentru că el e primul care face, nu că s-ar compara bă, subiectul, dar ca idee, știi, cumva după aia vii și te simți dator să faci tu o glumă. Am mai zis, apropo de simțul umorului la Cabral, care este extraordinar. Deci, îl iubesc pe Cabral Ibaca, sus numit Cabral Ibaca, care e mai român oricum decât. <laughs> crescut în berce, mă rog, așa. Am mai zis povestea asta, dar o mai spun acum. DJ Dox pune pe internet un print screen de pe OLX cu unul care zice așa, era o șapcă neagră cu New York, cu semnul de Vând șapcă neagră luată de la negri din America, mai exact de la un negru. Puncte de suspensie. Cum mai cu le mai jos, deci vând șapcă de negru. Vai, Vai. Bă, vorbim de 2018-19, adică recent. Nu eram cu toți. Hai să bă, ce ăsta, Adevărul da. e că mi se pare că umorul nu mai e nici pe Facebook, nici pe Instagram, e pe OLX. Umorul este pe OLX. Am mutat tu ai văzut că a vândut unul cartea de chirurgie al TK și Six Nine pe OLX? 4000 de <laughs> Mă ce mi-a plăcut aia. Așa. Și pune ăsta, noi ne avem pe Facebook-ul de oameni, suntem prieteni între noi toți. Și pune Dox cu asta, ia uitați vă și pe ăsta și nu știu ce. Primul coment, Cabral. O, evident. Băi, felimane, nu mai râde. Omul are dreptate. E șapca mea. <risa> 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 nu ai cu cum. Nu, cu Cabral, efectiv, nu ai cum. E ceva... Cabral e mega băiat. Bun, planul care este? Uh, pentru maneriva pe materiale și doi altă chestie care tu oricum faci parte din generația care n-a prea scăpat. Ai scăpat la droga îngeală? Nu, le-am încercat dar nu m-a... În perioada în care l-ai încercat, l încercat fie vorba între nici nu prea era ce trebuie pe aici. Probabil. Era, adică iarba asta înțeleg, dar apă apăre eram praf în perioadă. Da, da. și erau înduite toate, adică da. e mai complicat acolo. Nu. Sunt ok cum am crescut, știi. Da. încă îmi găsesc, îmi trag de acolo. E bine, e bine. A, deci, ești, cum s-ar zice, așa, în termeni științifici, la, la Asta... Bă, e mult zis că. Nu, adică, băutură. Dar, băutură, da. da. A, droj, dar, e, e mult zis drojdier, pentru că cantitatea e ceva. Da, nu, 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 nu vorbim de cantitatea cu Chiar, am și cu, și cu ochiul de curând. Bă, ce eram acum șase ani când am început și a, un party era un party. Așa, da. Și acum când facem un party, dacă deschizi o sticlă de Prosecco sau de vin, îți rămâne și feeling-ul ăla să ce facem cu restul de jumate care rămâne, știi? Da, 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 da. da. E mai mult împărtășanie acum <laughs> decât... exact. Da. <laughs> Hey, un Na. mare artist de la noi, dar nu să-l menționez, este Curvele la Bătrânețe: Îl vorba pe Cristos. <laughs> Cam așa să <laughs> și noi acum. <laughs> Foarte bună vorba asta. La un moment dat o să vă zic și cine a zis-o, că nu v-ați așteptat. Cine a spus-o. Dai bună, tare. Sunt bună. tare curios. E bună. Așa, da. <laughs> e grea. Și un om care. Am mirosit avanul de sus în materie de succes. Bine de tot, adică știe ce zice. Lăsând asta la o parte, tu n-ai ceea ce se numește acum FOMO? Că asta e o problemă pe care o au ăștia din generația noastră, adică fear of missing out. Băi, eu nu am... Nu, uite. E bine, asta e bine. Înseamnă că, da, ai, 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 copuit la un moment dat cu chestia asta, adică te-ai lovit un picus de chestia asta, te-ai întrebat, bă, totuși ce Cu scapă? siguranță, cu siguranță, uh, doar că mi-am dat, cred că am dus în punctul ăla în care mi-am dat seama că, bă, și ce, știi? Adică... Exact. Și atunci vine întrebarea, care e cea mai mare problemă a muzicii românești în 2023? Că de bine am vorbit. Am stabilit că e în cel mai bun punct al ei în momentul ăsta muzica românească. Tot mă chinui să spun oamenilor din generația mea, băi, credeți-mă că este cel mai bine. Credeți-mă că știu ce zic. Oh, nice. Da zic că nostalgia toxică. Nu că nu se mai face muzica de pe vremuri. Ce bine. Exact. Că nu se nu, mai face muzică de vremuri. Nostalgia e for fun, e să râdem un pic, adică să râdem, să glumim. Și that's it. Momentul în care te-a pus o ei în serios, we are fucked ea e acolo fix să mai râdem un pic. Atât. Doar că, spre deosebire de acum 10 ani, 5 ani, acum suntem pregătiți să râdem la ce a fost acum 20 de ani. Știi? La măscă. Doar asta e, exact. That's it. Adică mă duc acasă la mama, aș deschid fonierul și când văd costumele alea pe care le aveam la demon clipuri... Să mor tu că nu mai... Le are mama cum să Și acum... Băi, fă poză și trimite. Îți dau. Îți dau, deci nu e. jur, deci, îți dau, erau. Îți dau, Bă, deci era. Deci era Revelionul. Și acum am dau seama că, că, erau costume de extraterestri. Asta cu Space asta, Man, bă, -ar putea să fie doar. Trek. Da, da, da. Era Revelionul în Star Trek, dar Revelionul. Revelion la oache în Star Trek. Aia era și mechiria, deci. Doar că acum e pentru prima oară când deschid șifonierul, bă, și zâmbește fața, știi? A luat un pic de timp. A Dar, de fapt, asta înseamnă nostalgie. Dar, dacă o lasă, însemne mai mult. Da, 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 exact, nu. exact. Nu, ai zis foarte bine. Deci, care e cea mai mare problemă pe care are muzica românească în 2023? Muzica care are probleme, că nu toată are probleme. Așa. Da. E muzica aia care nu vrea să iasă un pic din, știi, mai deschid radioul din când în când și îmi dau seama că nu radio e toxic. Că nu e. Nu e. Ci oamenii care fac muzică pentru radio. Special. Special. Oia sunt uh, oamenii care greșesc și care încă țin lucrurile, ancorează lucrurile pe loc, știi. Uh... Așa. <laughs> Dar. Uh... Dar, încă e o manieră foarte belicoasă de alcătuire de playlist la radio. Încă mai sunt niște chestii, niște convenții. Unul la mână, doi la mână. Da, pe ei pot să înțeleg. Pentru că ei sunt un business. Băi, cât timp știi, au cum... chestia aia la îndemână știi și cum... publicul da, 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 da. ciulește urechea la ea versus altceva, Ce știi cum se rea? construiește playlistul de radio comercial care nu e spoken word acum sau nu e adul contemporary. Ca astea sunt genurile alea. Playlistul se construiește în așa fel încât să nu te distragă de la reclame. Fără. Radio. Ascultătorii de radio sunt ascultători pasivi. Da. Deci. Asta unul la mână. Doi. O mare problemă a radiorilor din România mi se pare că este ipocrizia. Sunt foarte departe de a fi un om care să asculte manele. Că nu fac parte din bagajul meu cultural, n-am absolut nicio problemă. Dar faptul că manele care sunt gen muzical dominant într-o țară nu au propriul lor radio sau nu sunt incluse în playlisturile de radio, bă, ne mai mințim mult. Eu cred mult că e doar o chestiune de timp. Și eu zic, cine o să câștige o să fie la care o să aibă coaie, da. Să, să, zică, o, gata. Și o să zic că Ganaci. Radio de manele Ganaci oficial. al. Nu, că eu îl iubesc, adică nu îl lua. Salvatore Ganaci. Este... este un foarte mare artist. Știu. De nu, eu știu cum să-l citesc. Îl uh, ador. Dar, ca idee, că el a rămas în da, mă, cultura Ganaci, ne-a pus o oglindă. Că marea problemă a lor care l-au pune gripă Ganaci atunci este că el. Ne-a pus o oglindă în care noi <laughs> exact. ne-am văzut și nu ne-a plăcut ce vedem. Ne știm că noi ne uităm la noi. Da. Și de fapt, uh, cui nu i-a plăcut? Că aici vreau să... Că pe moment acolo n-a existat. Uh, mai chip mi s-au părut uh, copiile, nu știu, era un Walker, n-am înțeles momentul ăla. Și așa mai departe. Da, parte? Dar ce a făcut Ganaci a fost top. Da, 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 da. Ganaci, exact Și el e, ăla copii. e personajul, adică. Ganaci este, și am mai zis asta, cea mai bună satiră da. la cultura IDM. Da. Ridicolul culturii IDM este următorul. Mă uitam în 2018 sau 17, nu mai știu, 16, nu mai știu, când a avut pe Wembley Calvin Harris. Nu știu ce chestie. Bă, și era o grămadă de lume. Era tot Ca de un obicei era, lin, da. Și el era acolo în mijloc, la patru CD-ploiere și atât. Și deja devenea un pic ridicol în contextul în care acolo ai mai văzut și alte concerte cu trupe și cu full band și cu astea. Și ăla e momentul în care mi-am dat seama cât de ridicol, dar și cât de mare este curentul... fenomenul dj ului da. de fapt. De -o parte, ridic... Pentru că acum uitându-mă cu acela la Fred Again cu Skrillex și cu Fortet... Nu mi s-a mai părut atât. Nu, că îți dă alt feeling. În contextul în care au făcut și un takeover pe scena lui Frank Ocean, n am mai vrut azi. las că preluăm noi, stai liniște Și au venit așa, au rupt tot. Și Red Rocks-ul făcut de ei este extraordinar. Da. Sensatiu. Cred că astea, o să, astea rămân încă 5 ani de acum, colo, astea vor fi... Da, 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 nu, din da. nou, exact Să spuneam. S-a tras linie, linie. s-a eu sunt foarte curios cum o să fie la saga. Deci, bă, voi nu sunteți curios de Skrillex la saga, că e și singură la acum. Ba da. Bă, Skrillex la nivel de tehnică de mixing face niște chestii atât de subtile. Am văzut că a făcut un, la un moment dat un breakdown. Și eu l-am văzut până muzica, pula mea, am fost opening la el. L-am văzut, eram acolo, stăteam la el în spate tot timpul. La mare și... atunci. Da, 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 așa, la mare și au mai fost niște ocazii bă, stăteam și vedeam ce f- bă, mâncați nu e, e stratosferic acolo, adică tot ce vine și alt exemplu perfect e că facem, nu facem mișto, te ca și Six Nine ăsta, tot ce vine pe entertainment din America bă, ca să o lămurim știți care e principala diferență dintre Central C și Teca și Six Nine, deși Central C e un artist de drill și un artist muzical care e perceput ca fi mult mai legit decât Teca și și ăsta? că unul e din Anglia și celălalt e din America. Și vine cu școala de entertainment și cu etica aia americană, unde, bă, panorama e panorama, banii, bani, bani, spectacul e spectacol. Nu amestecăm. Da. Ne suim pe scenă, acolo murim. Ce vrea publicul să mă dezbra la pula, pula las hainele să vândă băieții Adidas și pe OLX. Nu stăm la discuții. Six -nine a venit în full rockstar mode în pula mea, într-o stațiune belită, comunistă, de la malul mării, unde dacă nu se întâmpla uh, Beach Please, să mor dacă mai era vreun punct de atracție de pentru și Da. ca așa, din nostalgie, cum spuneam, te mai aici pe la Costinești, mai stațiunea tineretului. Stațiunea tineretului de vârsta a treia acum. Că așa e, hai să spunem lucruri pe nume. Stațiunea bătrânetului. Și băiatul a venit și a livrat, adică n-a stat la da. discuții. Central City, deși are hituri și are relevanță mult mai mare acolo, a venit mai prețios, mai nu știu ce, și, și publicul a sufletul și... A oameni, văzut, da, da, corect. Normal. Corect. Asta e. Și cam asta e treaba și cu entertaining-ul și cu suitul pe scenă. Că nu e nici ușor, nu e nici atât de greu sacrificat pe altarul public. du te în pula mea și tu. <laughs> dar nici Uh, nici ușor nu e. Și altă chestie care mă enervează muzica românească, mai apare câteodată unul care zice eu sunt genial, dar publicul e prea prost. A, e momentul în care m okay. Da, m pierdut complet. Da, du -tempul la Dar, care e diferența majoră dintre locul în care se află muzica românească în 2023 și aia din 2000? banii, ok, sunt mult mai bune acum, am înțeles. Ok, banii nu erau răi atunci, să știi. Uh, Comparativ cu ce s-a întâmplat... Mai era o chestie, de exact, uh, raportat la ce era atunci. Uh, eu mi amintesc foarte clar. Bă, să știți din tataie, nimeni din România n-a ajuns milionar din muzică dacă n-a făcut și nunți. Vorba lui Adi Zgară Minune. Poate. Fică mea s-a apucat să... n-a vrut să facă bani, face muzică de-asta de-a voastră. Nu da. N-a vrut să facă bani, face R&B. Una Așa. e una și alta e alta. Adică... Da, da, da. Uh, publicul era mai efervescent, mai inocent pe vremea aia. Avea și el inocența pe care o avea și muzica. Bă, se meritau, ne meritam unii pe alții, știi? Da da da. da, da, da. Primeau cu entuziasm orice chestie, indiferent orice. de genul muzical. Bă, e muzică, e român, ce bine, uite, fac și Bă, nu inoștri. exista concert care să nu fie sold out, nu, nu sold out, să n-aibă ușa de la intrare ruptă să mai intre o gașcă. Nu exista. Peste tot era super full. Se spărgeau ușile și geamurile să mai intre oameni. Na. No. Oriunde te aflai, era arhi fucking plin. N-aveai YouTube, n-aveai uh, social media. Uh, distracția și înainte să cântăm, dacă ți-amintești, asta era când era un spectacol în oraș. Păi, să -mi... Toată lumea era acolo. Te duceai. Dacă lipsea unul, era prostul satului, adică... Și asta a ținut multă vreme, până în... Uh... E și rușine, povestesc, că acum am plus la maică-mea să dea bani să mă duc la Iris la Slobozia. A era, da, ce mai bine. Da, mă, și nu conta. Da, da. Și la Maria Dragomiroi am fost, adică, I don't give a shit, știi? Da. da, da. Uh, aș mai merge. Da. Uh, ăsta era, era evenimentul weekendului, era ceva big de tot. De fapt, era un motiv de distracție. Să puteai să cânți orice, nu era despre asta. Era și despre asta, dar nu ca acum. Focusul era pe hai în pare mea să ieșim, suntem fucking liberi după 45 de ani. Pe de altă parte raportarea la artistul după mi se pare mai corect acum, că oamenii sunt atât de specifici și vin atât de specific la o chestie. Sunt, înțeleg mai bine, sunt mai uh, informați. Corect. În altă... E cu du dute vino, e prin urmare. Te sperie faza asta cu ai băgat în producția muzicală? Nu. Uh, înțeleg uh, că poate avea niște... Înțelegi panica? Da, o înțeleg. Doar că în evoluția muzicii, și nu doar a muzicii, au mai fost momente de asta de cotitură, irreversibile. E important cuvântul ăsta. Foarte important. Peste care s-a trecut cu ușurință până la urmă. Când au apărut sampling Știi ceva, eu merg acum la gig cu un stick. să mi pap, știi, cât că eram la demo, la, la un dat cu demo am zis, ok, uh, am înțeles, părem cizii, schimbăm asta acum, facem un uh, setup de live. Totul live. Te-am mâncat în cur. Da. Aveam un pupitru atâta, MC, Roland MC909 în mijloc, Așa. 16 tracuri, patru din ele plecau midi către un Novation cu patru sinturi. Așa. Nu uh, era v station atunci? V-Station. v nu da. era? Așa. Da. Uh, ce mai aveam? Un uh, Akai 4000. mpc ul Da. La mare, ăla de 13 kg. Ăla negru. Da. Așa. Așa. Un platan cu care pe piesa șapte făceam trei screciuri. Da Dar să făceau live. Da. Uh, Technics. SL1200, probabil. Aveam Technics-ul. Ulterior îmi luasem un numarc, nu mai știu care, primul digital cu ieșire direct așa. Am înțeles la care o mizerie. nu preamp. Da, exact. direct în, ăla, da, o mizerie. Dar parte Technics-ul, dacă mergem în camera în mai și o vreo patru acolo în stare perfectă, o kg jumate tehnics ca să o lămurim și pe asta. Uh, racul mare cu microfoane, pentru că uh, tot vocile erau live și așa mai departe. Uh, procesare la ce avei? compresoare EQ gate uh, că trebuiau gate uh, din mixer și aveam un RN hit. Uh, evident uh, efecte, bă, era o dita mai hardughia. Era digital? Nu. 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 rău. Da. Așa. Deci era o dita mai hardughia cu care am mers cred că vreo 2 ani, era când auzeam că avem gig cât îți lua să faci setup-ul? Câteva ore. Două ore cu sound check musai pentru că -aveai, -aveai, probleme de microfonii și de alte chestii și plus sound în sine diferea de la loc la loc. Și pentru că eram cum am rămas și acum tipul ăsta de nu știu dacă perfecționist, dar care trebuie să double check după sau cu de o oră, mai făceam jumătate de oră cu mine în față. As. Dura enorm. După vreo 2 ani de cărat toate astea, sună la un dat bucărul de atunci și zice, bă, musai în jumătate de oră, trebuie să fiți la Giurgiu, avem un bal de boboci, repede, repede, repede bă, n-am timp să. Nu, iei CD-ul, nu stai. Și am luat CD-ul. Și, pac, am cântat. Nimeni nimic. Și am intrat în depresie. Zic, bă, cum mă, n-a zis nimeni, unde e mă setup-ul? Unde e mă, innovation uh, novation -ul? Unde e mă, da. MC909, când faci tu pe filtrul la piesa 3, acolo pe intro, când dai de ăla și ridici un pic de rezonanță? Da. Unde e mă ăla? N-a zis okay. nimic. Atunci, și din secundă i-am zis, auzi, știi ceva? Fuck it. Back to CD. Apropo de excese de mijloace, când mai ai cât un impuls de asta, o să vreau să spui următoarea întrebare. Ce zice acest catof pe care îl dau eu, îl învârc cu degetul acum, despre mine mă nu e riva ca artist. Și dacă îmi dai un răspuns argumentat și logic, ești cel mai tare. Cred că cine privește, cel puțin privitoarele de sex feminin, se pot gândi, bă, ăsta știe să pună mâna pe un clitoris. E singura... Faptul că ai zis, știu să pun mâna pe clitoris, de denotă că știi foarte puține despre clitoris. Acolo nu se pune mâna în principiu, manual. Îți explic eu imediat după. Am studiat extinse de anatomie pentru datorită facultății pe care am urmat -o. Dar asta e o discuție pe care nu vreau să o avem în <laughs> Super. Nu am ce să fac. Singur te-ai băgat în clitoris, ca să zic așa. Tu da. Ai vrut discuție despre clitoris, sau ai discuție despre clitoris. Bă, dar nici voi nu-mi puneți clitorisul pe mână. Nu cred că era nimeni în pericolul a spune clitorisul pe pământ. este ok bun, băi, da acum revenind când o să găsești răspuns la întrebarea e foarte serioasă întrebarea ce zice acel low pass filter pe care îl pui tu pe tove de mânuță în timpul cântării despre tine ca artist da mă, sunt de acord cu tine și uh, tocmai de-aia că nici să mă ierte Dumnezeu acum, hai să fim cu picioarele pe pământ nu este Chemical Brothers. Care acolo cântarea e cântare. Și nici acolo cântarea nu e cântare. Că e complicat. Și nici nu luăm banii pe care au Chemical Brothers. Că știi că aia sunt supremii geeks. -ge -ge o să vină acum, nu vine la Electric sau yes, Chemical Brothers, vă da. Dacă vă uitați, să vă uitați la ce setup au Chemical Brothers, toate sunt. Este... Doar că iau trei oameni de la tehnic care vin cu șase ore înainte și cablează tot. Și vin doar la soundcheck. Dar în România, bă, n-ai piață ca să poți să-ți permiți să faci chestia asta. Da, mă, dar de câte ori o să ai ocazia, hai să o faci. Hai să o faci, da. Pentru că nu o faci neapărat pentru buget și pentru... Pub. O faci pentru public, dar o faci în primul rând pentru tine. Exact. Pentru că vrei să dai cât mai mult posibil acolo. Să pui și acolo lucrurile... Să zic, două trupe, una de afară, una românească. Ăsta e motivul pentru care respect formația clas atât de mult. Absolut. Deci, nu, când vine Vlăduș Cernea cu Waldorful, Șeful de le vedeam da. numai a reviste. Absolut. Are la niște scule, dar n-am ajuns noi la ele nici acum. Corect. Trecând pe sa și sună. Uite, asta, asta e altă trupă care în perioada aia bă, suna. Da. Cred că ei de fapt au fost cei mai sus multă vreme. Unul, ca trupă, e o trupă extrem de importantă în chimia muzicii electronice și -a mu artistul ăsta care e și mainstream și underground mm -hmm. că a venit cu o chestie care suna incredibil de bine. Și exact la fel, ei țineau tot timpul un picior în underground. Da, 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 da. Nu mega legit. s-a păi, da. simțit și la Adnit Groove și la Roa după aia că e tot popoiac și mm, ce face mm, Dan mm, Habar mm. n-am separat acum e atât de cutting și în cu tot o altă direcție e extraordinar. Da. Asta, unul. Respect foarte mult, ăsta e motivul pentru care respect foarte mult formația clas care este bă, legit 100% în picioare în continuare. Sună de trăznește. Corect. Acum, fără, fără discuții 1 și doi, mi-am adus aminte că tot vorbeam de Daft Punk, cum povestea Bangalter, nu, uh, Gimanuel, celălalt, zicea și termină Thomas albumul, vorbeau de Homer, primul album. Și l-a -am ascultat și l-am ascultat amândoi și a zis, nu e bine. Și l-a șters și a început să lucreze la el din nou. Și am văzut după aia varianta pe care o știți cu toții la album, la care diferențele sunt diferențe, dar sunt diferențe minore. Și eu l-am întrebat Who would notice? La care ăla i-a răspuns Mi. Da, asta cântărește uh, mult. Bă, e foarte important și să. Asta e o chestie peste care nu vom putea să trecem și să obiit, adică. Da, n-ai cum. n cum. Asta e cruce. Uh, discutam cu cineva de curând pe tema asta și știi că, de fapt, uh, sunt detaliile alea mărunte, are 20%, cărora le acorzi 80% din timp, la final, whatever, știi? Așa, da. Uh, ok, conștient dacă ești de asta, tot nu poți să treci peste. se pare că te prostituezi. Nu, n-ai cum. Da. Nu, n-ai cum. Cum, cum. Și numai dacă ai făcut muzică și ai stat în studio și ai băgat producție până ți ai ieșit pe nas, înțelegi de fapt ăia 80% investiții în restul de 20%. Da. Alea sunt micile diferențe care fac dintr-o piesă foarte bună una excelentă, dintr-o piesă excelentă una genială și dintr-o piesă genială hit. Asta e succesiune. Din, în Știu că părea de... că nu e asta o tine, dar exact asta e. asta e Credeți-vă exact. credeți că știți exact. ce spun. În, două, în 22 de ani Activ în câmpul wow. muncii. În câmpul muzical al muncii. care un sfat pe care ai putea să-l dai, unul care abia s-a acum? Uh, greșeala pe care o făceam eu la început, multă vreme am făcut-o, era să mă cenzurez mai mult decât era cazul. Uh, găseam ulterior, după ani de zile, în computer proiecte care mi se păreau absolut geniale și care la momentul respectiv au fost date deoparte pentru că mă gândeam, ok, nu sună suficient de bine sau nu, nu vor avea impactul la care, pe care l-aștept așa mai departe. Cred că autocenzura asta e un dușman care îți taie aripile de vreme. Plus că iarăși teama asta de, de penibil Fakit, adică ok, înțeleg uh, un bun simț uh, artistic e ne, e necesar. Uh, dar de multe ori niște idei uh, ieșite de pe uh, de uh, trac pot duce unde nu te aștepți, știi? Uh, și cred că de multe ori tu singur îți îți, îți înfrânezi uh, pornirile care pot, se pot dovedi foarte mișto. Cred că o să mai existe vreun hit 4x4 care o să poată să spargă monopolul ăsta de trap? Da, 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 da. Cred că e o chestie ciclică. Uh, plus că... O să fie o revenire a unui artist vechi sau o să vină cineva complet nou care o să rupă tot? Cred că cineva nou și uh, sunt, eu, sunt mulți artiști super fresh super care free. au atât de multe ai zis încă Uite Fred Again. Iată. Eu cred că Fred n-a zis nici pe departe tot ce are de zis. Nu. Deși are extraordinare să album. ăla e și basă, ăsta uite. albumul ăsta nou, ultimul e... Stai, care ultimul? Ăsta cu muzica de Slip. Uh, tu zici de ăsta cu Briny, nu? Da, da. Superb, l-am la deci ascultat cu Băi, de găină, nu vine fucking să cred, da, piele de, de găină. cred, cred că vorbești despre ăsta, n-are nici două săptămâni albumul. Piele de găină. Mai Secret Life se da, numește. da exact, exact, Are piesa Enough. A care e piesa 5, bă, s-a terminat. Băi, e piele de găină de la 0 la final. Este tot am mers avut. cu el, eu n muzică în mașină. Da. Cu ăsta am mers cred că când am mers la mare la Beach Please, l-am pus pe, așa, în mașină, da. l-ascultasem deja acasă. Păi atunci și sunt da. vinere a ieșit. Așa, sâmbăt, am plecat eu la Beach Please și a, am așa. dat maxim în, în mașină <coughs> și am avut nu știu cât are, 45 de minute sau ceva, habar nu mai știu exact. Așa, da, 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 Băi, piele de găină non-stop, fiecare da, mine secundă. Dar vorbim așa, despre unul dintre cei mai inovatori și fresh artiști din Valul Nou. Corect. Pe de o parte. Și primul nume de pe album care se complet în copiilor de acum este Brian Inu, care el a inventat muzica ambient. El a fost membru uneia dintre cele mai influente trupe de crowd rock, nici nu știu ce naiba era, Roxy Music. El a produs primele albume YouTube care a făcut pe YouTube mari. El a produs Coldplay-urile alea care contau foarte mult. Este unul dintre cei mai importanți esteți ai muzicii și a experimentului în muzică. Este un artist contemporan extraordinar de tare și îți recomand să-ți descarce aplicația lui de iPhone sau așa, care se numește Blum care își generează sunet în funcție de datele pe care le ia din aplicația de weather. Wow! Așa. Okay. Cele mai tari instalații sonore pe care le-am văzut în ultima vreme îi aparțin lui Brian Eno. Și, în general, e cam un guru de ăsta așa. Deci, apropo, uh, o să zic chestia asta și mulți o să fie contrariați, dar ăștia mai hipsteră sunt de-a dreptate. Brian nu este genul de producător muzical. Și pe asta a inclusiv Rick Rubin, care îl face pe Rick Rubin să pară un amator. Este foarte important primul nume, care că de-aia sună da. așa albumul. E mult... pentru noi și în general pentru istoria muzicii e mult mai important primul nume de pe albumul My Secret Life I da. de da. Brian Nino. Dar da, albumul Și ăla plus că Fred va... e într-un moment super efervescent și super... Nu există. Pe de altă parte, apropo de tracuri dense care m-au spart, a ieșit o piesă, cred că în fel de gerigi, nici nu e single măcar, a scos album unul din veteranii drum and bass-ului britanic, domnul Saf Focus. Care s-a Focus? Bă, ăla a sunat tot de când a ieșit, de prima dată, primul album. Bă, a sunat -a la tot timpul, să uită lumea la ore întregi de masterclass-uri cu el ca să înțeleagă cum face muzica aia atât de simplă și atât de coasă și nu, nimeni nu i-a dat de cap în continuare. Sună la despart. Bă, și a scos o piesă, gerigi, cu vocal, cu o gagică, Come On Down se numește, sau nu mai știu cum piesa aia. Repet, nici măcar nu e single, nici... Albumul a ieșit acum, vineri. Da, vineri a ieșit albumul, tot. Bă, nu există așa ceva. Ultim. E piesa... ultimele piese, dacă nu chiar penultima, de pe ultimul album al s-a făcut, puteți să o căutați este și cumva odată la ceva vreme mai se câte o piesă de asta exact cum e revival muzicii 4x4 care nu e mă, ăla e ritmul primordial să auzi o tobă că bate așa și între alea a pus să așeze absolut orice n-are cum să moară chestia asta că da. e bazică, e viscerală, e tribală cred că primul sunet muzical pe care l-a scos un om vreodată a fost când a bătut cu osul nu știu, cu vrunos cu Tarsian care pe dracu știe, așa într-un craniu și a ieșit sunetul de 4 pe 4 și asta. Ah! <laughs> cred că ăsta e că și la clitoris dacă tot revenim uh, nu, n am revenit <laughs> n-am plecat, -am plecat, -am plecat -am. niciodată de fapt. da, exact, nu am nu am, n -am. <laughs> nu știu unde era clitoris uh, în discuția asta, nu era nu era, nu era și nu totuși... era. Nu, 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 vorbești cu omul care a avut podcast cu Titus Stil și cu Nelly Kent și tot nu, simt nu, nu s Nu, acolo, da, da. clitoris. Da, zic, am încercat măcar. Na. rămân și cu rămân să fac bani din muzică. așteptăm să apuce și Titus stil de producție muzicală și vor, vedem după aia cum echivalăm, dacă. Dacă n-ai făcut dens comercial. Ce crezi că ai fi făcut? Cam că am înțeles că a alunecat destul de natural, de fapt. Știu că pare ciudat de la dum, la dens, dar nu e. Nu e. Da, mă, nu, -a fost nimic, eu n-am făcut nimic de dragul faimei, nu e cazul, că chiar n-a fost cazul și plus că n-am fost, fost, niciodată frontman să zici că eram disperat după vreo din potrivă, tot timpul căutam locul ăla mai din spate, mai din umbră. De dragul banilor iarăși, fiindcă tot timpul am căutat cât să fie, știi, enough enough, adică niciodată over the limit, a fost tot timpul pură plăcere și pură pasiune, nimic în plus, nimic în minus. Cred că puteam să fac multe chestii în ultima vreme, când o perioadă n-am avut hobby-uri și devenisem foarte frustrat pe tema asta bă, nu se poate, bă, simțeam nevoia de o supapă, de o pauză de 10 minute din când în când și eram ok, pierdusem pasiunea pentru, habar n gaming, uh, pasiunea pentru gaming, uh, așa. Știi, Ești nu mai aveam. Din dulap unde ții hainele așa, exact, exact da. De la demo, da. Uh, nu vrei să mai asa alea din dulap. Nu, alea rămân acolo. Băi, ai challenge-ul. Băi, nu, îți dau poza, ce? Da, știu, dar ai challenge-ul. Du-te îmbrăcat în hainele alea la un gig. Da? La gig? Acum, uite, la festival, unde putem să facem asta? Păi da, o, nu, o să fie super... La ce? La, e ala la care suntem cu toții la Simfe sau la care? Sau nu știu, e unul la care suntem, suntem și noi ieșitul. Acolo, hai să-l facem acolo. Gata. Bă, deci dacă te îmbraci, ești... ești nu, direct, îmbracă -te direct. Îmbracă-te ca atunci. Direct. Dacă tot se asum și astea. Păi nu, asta o să fie, da, gata. Dacă vreți să-l vedeți pe Manuel Riva îmbrăcat în hainele de la demo, lăsați în comenturi și dacă comentul ia 50 de like-uri o să facă Unul dau eu. Așa. Al doilea eu, al treilea Baboiaș. Uh, wow. Mai avem niște postaci în Vietnam cu care putem să vorbim. <laughs> Facem, facem, nu-i problemă. Nu, serios, dacă vreți să-l vedeți pe Manuel riva acum. Că nu, se dar n-am, uh, chiar. mi-o uh, asum și uh, chiar îmi doresc să vin pentru că mi se pare uh, o chestie fan și e dovada că ce ți-am spus mai devreme e adevărat. Uh, privesc în momentul ăsta acolo cu amuzament. Ceea ce o perioadă de timp n-am reușit să o fac. Și acum e. wow! Questa era, ma this is me now, this is me.